Și ce? Doar ai două. Ugind, Pluto porni pe urmele lui Porta și ale celor două fete. Deși dispăruseră din raza noastră vizuală, auzeam chicotelile lor satisfăcute. Noi mai vedem 2 ore, exclamă bătrânul glumeț. Ceilalți băieți s-au lungit în iarba înaltă, visând, privind fumul țigărilor, evocând cu jumătate de glas amintirea camarazilor dispăruți. Dormiți, băieți! Dimineața, când treceai de la aerul proaspăt de afară la atmosfera închisă a camerei suprapopulate, duhoarea era suficientă ca să-ți iei tălpășița, dar te obișnuiai, așa cum o făceai și cu altele, și adormeai rapid, legănat de sfărăituri și de discuțiile șoptite ale țăranilor ruși. Știam bine că femeia era tuberculoasă în ultimul hal, dar ce ne păsa? Acceptam și bacilii pe lângă purici, șobolani și jeg. Nu adormisem de mult timp când rușii ne-au trezit. Porta i-a înjurat, dar rusul cel mai bătrân i-a răspuns ferm. Gura, herr soldat, și culcă-te! Porta devenise profesorul lor de germană. O oră mai târziu și-a făcut intrarea o cloșcă cu pui, dar când a început să-l ciupească pe Porta de față, acesta s-a făcut negru de furie, a sărit din culcușul de paie ca un proiectil cu reacție, a prins găina de gât și, făcându-i semn cu degetul, a țipat la ea. Spală putina, găina bătrână! Cu toți avortonii tăi nelegitimi! Apoi arunca zburătoarea pe fereastră și a început să urmărească prin toată casa, puii cuprinși de panică. Nora bătrânului a început să țipe ca arsă. Porta zbieră. Mai lasă-mă în pace! Și o înjură până când aceasta își pierdu răbdarea și îi trânti un polonic în creștetul capului. Am izbucnit cu toți în râs, ceea ce a avut darul să-i potolească furile. S-a năpustit în urma țărâncii în cămașă de noapte, cu poalele fluturându-i în vânt, în timp ce țopăia ca un cocoș. O urmări până departe, pe câmp, în timp ce rușii se umflau de râs. Nu mult după aceea s-a întors mai potolit, a trântit ușa de s-a cutremurat toată casa, apoi s-a arătat în dreptul ferestrei și a mugit. Vreau să dorm! Primul care mă deranjează îl dobor! Pac, pac! Gata! Mort! Ne-am trezit la amiază și am pornit să ne luăm rația de la bucătăria mobilă. Am avut, pentru un sfert de oră, o mâncare decentă, ciorbă de fasole. Gamelele erau aproape pline, iar noi hăpăiam ca animalele. După ce am lins totul, ne-am adunat în jurul coletului primit de șteghe. Am pus totul pe o masă întinsă lângă latrine. Porta avea veșnic și o sticlă de vodcă. Latrinele erau puse în așa fel, încât puteam să ne așezăm având masa în fața noastră. Odată instalați, au apărut un pachet de cărți soioase și am început un joc nesfârșit. Ronțăiam pateuri, prăjituri și jambon. Sticla trecea din mână în mână. Pahare, farfurii, tacâmuri. Un lux pe care îl consideram de mult inutil și muieresc. Așezați liniștiți, cu brăcinarii în vine, împăcați cu noi înșine și cu lumea, mâncam, beam, fumam, discutam, jucam cărți și făceam ceea ce aveam de făcut. Fundurile noastre goale se ofereau privirii celor din sat, căci latrinele erau puse pe un dâmb de unde puteam să admirăm toată câmpia, în timp ce tot satul putea și el să ne admire pe noi. O pasăre cânta într-un copac și lângă noi dormea un câine toropit de căldura soarelui de toamnă. Femei scoase la muncă murmurau un cântec rusesc. Și doar spre seară, când țăranii se întorceau de la câmp, le părăseam piedestalele idilice pentru a ne reîntoarce în casă. Într-o după-amiază, bătrânul și ceilalți comandanți de tank au fost chemați la comandantul companiei. După un sfert de oră, s-a întors triumfător. Băieți, plecăm în misiune! Trebuie să ne instalăm în câmp la 25 de kilometri spre sud de Novui și să săpăm adăposturi care să lase doar turela deasupra pământului. O să trăim ca regii, liniștiți și uitați, la 50 de kilometri în spatele frontului. Fără obuze pe cap, nicio altă grijă în afară de a ne îngriji sănătatea, până când rușii vor da peste cap linia întâi. Când o vor face, va trebui să le distrugem tancurile pe măsură ce sosesc și să ținem poziția oricât ne-ar costa. Consemnul este să aruncăm cheile tancurilor după ce le-am îngropat. Porta hohoti. Chiar așa ai zis? Cheile de contact? Bătrânul surâse. Da, asta e tot ce trebuie să le pădăm. Perfect, cătană bătrână. O să respectăm consemnul. La urma urmei, puțin ne păsa. Aveam 4 chei de schimb. Înainte de ivirea zorilor, ne ocupasem noile poziții. Chiar în mijlocul câmpiei, acolo unde ierburile erau atât de înalte, că trebuia să te înalți pe vârfuri ca să zărești linia orizontului. Era frig. Aveam pe noi mantalele, căciurile de blană, mânușile,
iar pe sub pantalonii negri de uniformă purtam izmene. Cum nu aveam în fond decât două lopeți și o casma, doar trei dintre noi puteau să lucreze deodată și era o minune să vezi cu câtă abnegație ne suplinam colegii, lăsându-i să stea. O adevărată scenă de propagandă în spiritul șefilor iubiți. Dar asta doar pentru că vântul era tăios ca briciul și mișcarea ierzea singura cale de a te încălzi. Ridicându-și mâna, bătrânul declară poetic: copiii mei, scumpii mei, nu-i minunat să stai aici în aer liber și să sapi această groapă superbă? Vedeți, soarele se ridică și nu trebuie să ne mai fie frică de moș crivăți. Totul este liniștit, copiii. Micuțele păsărele ale domnului ne vor cânta și dacă vom fi cuminți, cu adevărat cuminți, bătrânul moș al stepei va veni să ne spună o poveste cu porcărele. Simțiți sărutul vântului proaspăt al stepei pe obrajii voștri pufoși și în pletele voastre? Pe măsură ce se ridica soarele, scădea rapid și nivelul, nu cel al gropii, ci al entuziasmului nostru. Sudoare, blesteme, unelte azvulite cât colo. Ne-am încălzit și sudoarea curgea pe noi, în timp ce bășicile își făceau apariția pe micuțele noastre mâini albe. Nu aveam obișnuința unei astfel de mungi și pământul stepei era tare, tare. Ia spuneți-mi, ne întrebă porta, suntem soldați sau gropari? Mă întreb așa, în legătură cu tariful sindical. Măsuram mereu tancul ca să vedem dacă ne apropiem de capătul osândei, dar la amiază, după 7 ore de săpat, eram de-abia la jumătatea drumului. Bătrânul începu să înjure armata și porta îl întrebă cu falsă inocență dacă nu mai simte sărutul vântului proaspăt al stepei și dacă sufletul lui nu se simte înălțat de razele calde ale soarelui și de profunda valoare educativă a muncii pământului. Bătrânul i-a aruncat lopata în cap și s-a întins la umbra tancului. Nu mai scot nici măcar o lingură. Am văzut destule gropi ca asta de la începutul mizeriei ăsteia de război. Noapte bună! Am săpat, porta, ștege și cu mine încă o jumătate de oră, timp după care Pluto și bătrânul urmau să ne schimbe. A trebuit să-i luăm pe sus și să-i aruncăm în groapă. Am făcut cu schimbul 2 ore, pe urmă perioada de muncă efectivă a fost redusă la 1/4 de oră, pentru ca, la sfârșit, să cădem cu toții pe spate, cu ochii pierduți în gol, incapabili să săpăm mai departe. Adăpostul trebuia săpat, fie că vroiam, fie că nu. După o oră de odihnă, Pluto și bătrânul s-au pus pe treabă și noi îi priveam. La ora 5, în sfârșit, gaura era suficient de adâncă și am intrat cu tancul în ea. Nimeni nu s-a lăsat rugat ca să ridice cortul. Toți se săturaseră. Dar cum se spunea că zona era cutreierată de partizani, trebuia să facem cu schimbul de pază. Și nu s-a oferit niciun voluntar, așa că, în mijlocul discuției înfierbântate, bătrânul ne-a declarat: un subofițer nu prestează serviciu de pază. Doar nu sunteți atât de ignoranți încât să nu știți asta. Și s-a învelit cu pătura, iar în secunda următoare sfărăia. Asta mi aduce aminte că sunt Stabsgefreiter, spuse Pluto. Noapte bună, băieți! Și toată armata se va întoarce cu susul în jos dacă află că eu, Iosef Porta, Obergefreiter, mă cobor la această sarcină nedemnă. Distracție plăcută, băieți! Rămăsesem eu și Ștege. E o legendă, am spus eu. Niciodată n-au fost partizani în zonă. Niciodată, afirmă Hugo Ștege, indignat. Într-o clipă dormeam toți 5. A doua zi de dimineață, Ștege s-a sculat primul. Vroiam să ni se servească la pat cafeaua și soarta îl alesese pe el să se ocupe de asta. Ieșise de câteva minute din cort când i s-a auzit vocea de la înălțimea turelei: ieșiți, pentru Dumnezeu! Uită-l pe comandant! Era ora potrivită pentru o inspecție, 11 dimineața, și dacă eram surprinși în flagrant delict, putea să ne coste. Dar nu era decât o glumă a hoțomanului numit Hugo Ștege și într-o clipă toți ne-am întors în cort, țipând să ni se aducă zeama. Ștege tocmai ieșise cu gamelele când am auzit glasul său nebunit: ei, sculați-vă, capitanul și colonelul! Scularea pentru Dumnezeu! Vă jur că este adevărat! Râsete, înjurături și glume au salutat reluarea păcălelii, dar nimeni nu se mișcă din loc și când concertul de răgete s-a potolit, porta a urlat: valet, dacă vrea să mă vadă comandantul, spune-i că nu-i ziua mea de vizită! Și își punctă discursul cu un vânt sonor: chiar nu vreți să ieșiți? O să dăm de naiba! Ori sosise într-adevăr colonelul, ori Ștege își descoperise veleități de actor. Renunț să mai descriu ieșirea noastră din cort. Când ne-am aliniat în fața turelei,
Chiar și cel mai indulgent tablagiu n-ar fi putut spune despre ținuta noastră că era regulamentară. Comandantul stătea să explodeze. Cât despre Oberleutnant von Bering, expresia lui era de nepătruns. Păream o caricatură decupată din ziar. Bătrânul era în ismene, ciorapi și o cămașă murdară. Porta își băgase pantalonii în ciorapi și purta o eșarfă de mătase roșie în jurul gâtului. Cămeșoiul lui Pluto era un adevărat drapel ce flutura în vântul stepei, iar eșarfa, de un verde mai puțin strident decât cea roșie a lui Porta, era în schimb legată ca un turban pe țeasta lui uriașă. Tu ești comandantul tancului?" mârâi comandantul, țintuindu-l pe bătrân prin monoclu. Da, Herr Oberst. Atunci, ce mai aștepți ca să dai raportul?" Bătrânul alergă la mașina comandantului, pocni din papuci și, conform regulamentului, lătră în liniștea stepei. Herr Oberst, subofițerul Bayer, plutonul 2, tancul numărul 1, raportează că nu are nimic special de semnalat." Fața colonelului concura eșarfa lui Porta. Aha, n-ai nimic special de raportat. Dar eu am ceva special să vă spun." Și a urmat un șir de înjurături. Mai târziu, von Bering s-a întors să ne vadă, singur de data asta. Sunteți cea mai nenorocită șleatcă de golan din toată armata," ne-a spus clătinând din cap. Putea să vă treacă prin cap să faceți de gardă măcar în prima zi. Era normal să vină în inspecție. Acum aveți fiecare câte 3 zile de arest. Iar adăpostul nu este bun. Trebuie să săpați altul la 10 metri înapoi. Și pot să vă garantez că o să vină din nou în inspecție. Așa că dați-i bătaie." O tăcere uimită i-a salutat plecarea. Să săpăm încă o groapă? Nici morți. Dar ce să facem?" Ștege a fost cel care ne-a salvat. Bandă de alcoolici abrutizați," începu el amabil. Aveți marele noroc să se afle printre voi un om inteligent care știe să-și folosească materia cenușie în clipele grele. Sper că o să aveți decența să-i mulțumiți domnului. Tot ceea ce trebuie să facem este să dăm o fugă până la Oscol cu jucăria, să dăm bună ziua rușilor și să-i invităm la corvoadă în schimbul unei plimbări cu tancul." Zgomotul șenilelor a trezit satul căzut în toropeala de duminică și n-au fost probleme să găsim mai mulți voluntari decât aveam nevoie. Rușii erau încântați să străbată câmpul pe un car de asalt și, chiar dacă se întrerupeau mereu ca să danseze, să cânte și să glumească din tot sufletul, noua groapă a fost săpată în 2 ore, într-o atmosferă incredibilă de veselă și incredibil de prăfoasă, cu coruri, povești și râsete. Eram atât de cufundați în această sărbătoare că nici nu l-am văzut sosind pe von Bering. A privit o clipă spectacolul, apoi a clătinat din cap murmurând. E bine, cel puțin pot să spun că aveți simț organizatoric." Și, mereu clătinând din cap, s-a întors la mașină și a plecat. Mai târziu, pe noptat, am dus creaturile acelea simple și vesele în satul lor încă ocolit de război. Porta avea 2 fete agățate de gât și a fost greu să adunăm toată echipa și o să o luăm din loc. Ajutându-ne astfel împotriva propriilor lor compatrioți, rușii nu puteau fi învinuiți, cel puțin teoretic, de trădare. Cred că se poate spune și așa ceva, dar nu sunt foarte sigur, căci aceste acte de prietenie, după părerea mea, l-au dezgustat de război pe simplu soldat german mai mult decât atacurile partizanilor. Știu destui care, pornind la drum, infectați de mitul rasei superioare, au descoperit că inamicul nu era dușmanul lor și că nu le era în niciun fel inferior. Soldatul german simplu și-a lărgit cunoștințele despre oameni și popoare și lucrul acesta a însămânțat în el solidaritatea cu oamenii simpli, asemănător lui. Încet, dar sigur, idealurile s-au dovedit a fi umplute cu vânt, ca și isteria Führerului și morga generalilor inumani. Ei au învățat efectiv să-i urască pe cei din SS, care le inspiraseră până atunci doar o teamă surdă, militoare. N-ai chef să tragi asupra unor oameni cu care te-ai distrat cu o seară în urmă, fie că este sau nu război. Acesta e motivul pentru care gloanțele se pierd și obozele își ratează ținta în unele lupte. Să tragi în aer este un lucru plăcut și ușor, un mod de a lipsi războiul de prada sa. Asta cel puțin când nu se află un ofițer în spate care să-ți urmărească toate mișcările. Surâzând, von Bering ne-a înmânat permisiile. Dacă vă grăbiți puțin, vă duc la tren. Aveți 14 zile de permisie și 5 zile pentru drum. Cântece și țopăiel de bucurie, frizând nebunia. Am intrat în casă dansând. A urmat apoi chinul de a folosi bătrâna lamă de ras, care trecuse peste obrajii fiecăruia de 50 de ori.
Porta o îmbrățișă perusoică și trase cu ea un vals de săriră papucii. Bătrâna cotcodecea ca o găină și se abținea cu greu să nu izbucnească în râs. Sunteți mai răi decât cazacii, spuse ea. Batalionul de rezervă 988. Am ajuns la Gomel cu o întârziere de 24 de ore. Trenul din acea zi plecase deja. Trebuia să-l așteptăm pe cel de-a doua zi. Un subofițer ne-a spus că pe front a început din nou bulionul. Rușii se pare că atacaseră pe toată lungimea și în unele locuri izbutiseră să rupă frontul. Am tăiat-o la timp, remarcă Porta. Un noroc, chiar. Sceptic, bătrânul clătină din cap. În 2 săptămâni o luăm de la cap și m-aș mira ca lucrurile să se aranjeze între timp. Gura, piazărea, o scurtă șteghe. Ne strici tot cheful cu ideile tale pesimiste. 2 săptămâni acasă, asta-i capătul lumii. Poate că războiul se și termină până atunci. O noapte întreagă am disecat proiecte minunate. Mă gândeam la rotunjimile pietroase ale ursulei, îmi imaginam brațele ei puse în jurul gâtului meu, drumul degetelor ei în lungul șirei spinării. O doream din răsputeri și tăceam. Trenul trebuia să plece de-abia la ora 18:40, dar eram pe peron încă de la 5 după amiaza. Ne simțeam mai puternici ca niște regi, arătând foile noastre de drum celor din poliția militară. Am găsit un compartiment liber, iar Porta și Pluto s-au instalat în plasa pentru bagaje ca să doarmă liniștiți. Ne-am scos cu toți bocancii și ne-am pregătit pentru noaptea care urma. Trenul se umplea întreptat, cu permisionari gălăgioși care se înghesuiau pe culoare. Sticle cu șnap treceau din mână în mână și începeau să se audă cântece. Porta scoase fluierul și cântă un refren interzis pe care ne-am grăbit să-l reluăm în cor. Am trecut prin tot repertoriul nostru de cântece obscene, chiar și pe cele mai scârboase. Nimănui nu-i se părea deplasat. Noi, cătanele bătrâne, cântam ce vroiam. Dacă ne-ar fi făcut cineva morală, l-am fi aruncat pe geam fără nicio discuție. Când trenul s-a pornit din loc, uralele noastre au făcut să tremure cele câteva geamuri întregi ale gării. Târziu în noapte, am oprit în Mogilev. Scandalul se mai potolise. Cei mai mulți moțăiau visând la permisia lor. Pentru cei mai mulți era prima în ultimii ani. O smucitură, trenul a pornit, a făcut câțiva metri și s-a oprit din nou. După câteva clipe, s-au auzit urlete de afară, iar ușile vagoanelor au fost deschise. Polițiștii strigau. Toată lumea afară cu echipamentul și bagajele. Permisiile sunt anulate. Ofensiva rusă a rupt liniile noastre. Veți fi grupați provizoriu într-un batalion de rezervă și vă întoarceți la chelfăneală. A izbucnit un scandal monstruos, iar intrușii au fost aruncați în noroi, spunându-li să-și plimbe în altă parte târtițele și glumele nesărate. Dar nu era o glumă. Adormiți, încordați, a trebuit să părăsim convoiul și să ne aliniem în 2 grupuri pe peronul gării Mogilev. La stânga, artileria și tanchiștii. La dreapta, toți ceilalți, infanterie, aviație, marină, orice ar fi fost. Ni s-au luat ordinele de permisie, apoi s-a auzit ordinul fatal. Coloană la dreapta, înainte, marș! Am mers toată noaptea, sleiți de oboseală, de furie și de dezamăgire în vântul tăios și în zăpada care ne orbea. Nu ne venea să credem că pățim asemenea măgărie. Nu se fac asemenea glume cu soldații. Nu-i arunci din trenul care îi duce către o permisie bine meritată. Nu le iei Eldorado-ul, țara făgăduită, pentru a-i trimite pe front la tunurile și aruncătoarele de flăcări sub focul inamic. Era o lovitură capabilă să distrugă și puțină încredere și forță, pe care unii dintre noi le mai aveau. 6 zile de mers prin zăpadă, prin zăpadă și iar prin zăpadă. Apoi un prim contact cu forțele inamicului, puțin mai la nord de Lisvin. Ce curios era să auzi cum se înfigă obuzele în zăpadă cu un zgomot moale. Încet, frontul ceda sub presiunea infanteriei rusești care înainta implacabil, indiferent la pierderi. Încet, dar sigur, grupul nostru improvizat se rărea și se îndrepta spre dispariție. Noi, care n-aveam ce căuta în Rusia, nu dovedeam să-i stăvilim pe cei care voiau să curețe țara lor de prezența noastră. De partea lor era dreptatea, în sensul că se împotriveau unui agresor, deci atacul nostru preventiv fusese doar un artificiu de propagandă. Unitatea noastră se numea Batalionul 988 de teritoriali în rezervă și gluma cea mare era că aduna reprezentanții tuturor armelor, de la marină la aviație, trecând chiar și prin garda civică, și doar un singur, un unic teritorial.
Se întâlneau toate uniformele, erau afișate toate însemnele, toate insignele, toate ecusoanele. Un singur lucru ne unea, ura care ne inspira batalionul 988. Ardeam de nerăbdare să ne regăsim unitățile. O angajare mai dură cu inamicul s-a produs la est de Volkov, rușii aruncând în luptă numeroase tancuri și aviație de vânătoare și bombardament. Într-o ruină am găsit o pisică roșcată cocoțată într-o șaretă, miunând de frig, de frică și de foame. I-am dat cu forța un gât de șnaps înainte de mâncare. Când am plecat, a pornit-o după noi. Pentru că era roșie, am botezat-o Stalin. Stalin a făcut toată campania de la Volkov pe ranița lui Porta, iar Pluto și Ștege i-au croit o uniformă completă, pantalon, bluză și chipiu, acesta din urmă legat cu un șnur ca să nu-l piardă în luptă. Aparținând unui regim disciplinar, Stalin nu avea voie să poarte vulturul nazist. La început a încercat să scape de haine, apoi și-a dat seama că îi țin de cald sau a sfârșit prin a se obișnui cu ele, așa cum se obișnuise cu rația zilnică de șnaps. A tras de altfel câteva beții de neuitat. Puteți să spuneți că era o cruzime față de bietul animal, dar Stalin nu ne-a părăsit nicio clipă, iar blana lui a devenit lucioasă, s-a îngrășat și a recăpătat tupeul caracteristic pentru o pisică, al cărei univers este stabil și ordonat. La sosirea Crăciunului nu mai rămâseseră din batalionul 988 de rezerviști decât oameni pentru o companie, care, de altfel, a și fost destrămată. Ne-am primit toți 5 ordinele de drum pentru Godnio pe Vorskla, unde staționa regimentul nostru. 3 zile mai târziu ne prezentam la cartierul general al unității și de-a doua zi treceam la corvoadă. Înainte de toate însă ni s-a adus poșta. Aveam un teanc de scrisori de la Ursula și de la mama. Fiecare își devora scrisorile, le citea și le recitea ca în final să le citească cu voce tare în fața celorlalți, pentru a visa mai bine și a le sorbi cu setea unui suflet dornic de prezența celor de acasă și care trebuie să se mulțumească doar cu cuvinte scrise pe hârtie. Într-una din scrisorile ei, Ursula îmi spunea: München, 9 decembrie 1942. Dragul meu, sufăr alături de tine pentru această oribilă nedreptate care v-a fost făcută ție și camarazilor tăi, dar nu te lăsa doborât pentru că ți-au furat permisia. Rămâi încrezător în viitor, în ciuda tuturor acestor mizerii făcute de ei. În curând, coșmarul se va termina, iar vulturul nazist își va fi pierdut toate penele. M-am rugat Domnului să te protejeze de ororile frontului. Deși te consider păgân și îți afișezi necredința, știu că el te iubește mai mult decât pe cei mai buni preoți ai săi. Iar când războiul se va termina, o să știu cum să te conving și cum să sparg carapacea asta de cinism, în spatele căreia vă ascundeți tu și toți ceilalți nefericiți din unitățile care nu poartă vulturul nazist pe piept. Nu uita că mai devreme sau mai târziu se va instaura pacea, iar visele frumoase vor deveni realitate. Cred că până atunci o să pot deschide un cabinet la München sau la Köln și marea mea speranță este ca ai să urmezi cursuri de stomatologie. Promitem doar că nu o să rămâi în armată, chiar dacă ai avea șansa unei cariere strălucite. În 6 luni termin specializarea în chirurgie și încep să pun deoparte bani pentru căminul nostru. Poate reușesc să-l amenajez până la întoarcerea ta. La ce bazacon, îi spun. Sper să vii mai repede de atât. Vreau să te întorci chiar azi. Acum. Tata și mama s-au obișnuit cu ideea de a avea un ginere. Bineînțeles că la început nu voiau să creadă. Și aș fi vrut să le vezi mutrele când am spus că ești un fost pușcăriaș. Așa este. Și că servești într-un regiment fără naripată. Au crezut nebună pe moment, dar au cedat când am spus că singura ta crimă era de natură politică și te-au acceptat fără rezerve, spunând că dacă ne iubim, nimic altceva nu contează. N-are rost să-ți vorbesc de politică, doar sunteți bine informați acolo, în primele rânduri. Mă consolez repetându-mi că din moment ce vom fi împreună până la sfârșitul vieții, o permisie anulată nu are mare importanță. De altfel, în clipele astea, o permisie n-ar fi decât o altă formă de tortură, căci m-aș gândi fără încetare la întoarcerea ta pe front, la inevitabila despărțire. Îți trimit și o cruciuliță de aur. Am purtat-o la gât, direct pe piele, încă din copilărie și aș vrea să o porți și tu acum. Te va proteja de rău. Sărut-o în fiecare seară, așa cum sărut eu inelul pe care mi l-ai dăruit. Dragul meu, iubitul meu Sven, te iubesc atât de mult, încât izbucnesc în plâns la gândul că ne vom reîntâlni și nu o să te mai las să pleci. Ești al meu, nu doar al meu, chiar dacă te îndrăgostești din când în când de o rusoaică sau de o nemțoaică din armata noastră. Căci știu că nu poți iubi pe alta așa cum mă iubești pe mine.
și te iert de pe acum dacă ai căutat uitarea în brațele altor femei. Nu-și cer să trăiești ca un călugăr. Tot ceea ce aș vrea ar fi să nu te angajezi în ceva ce n-ai avea curajul să-mi povestești. Nici nu știi cât am plâns când minunatul tău camarad, bătrânul, mi-a scris, spunându-mi că ai căzut prizonier. A fost scrisoarea cea mai frumoasă, dar și cea mai tristă pe care am primit-o vreodată. Și totuși, n-a fost nimic pe lângă ce am simțit după 11 luni când am primit scrisoarea ta în care îmi povesteai prizonieratul tău. Am leșinat pentru prima dată în viața mea. Am făcut febră și o săptămână a trebuit să stau în pat. Ce prăbușire! Dar, în ciuda febrei, mă simțeam fericită, fericită! Mă spui că nu crezi în Dumnezeu, dar știu că El n-a încetat să vegheze asupra ta, pentru că ești un om adevărat, asemeni camarazilor tăi. Ai defecte și slăbiciuni, dar ești mai uman, cu inima și cu gândurile mai curate decât cei mai mulți dintre stâlpii bisericii, broaște de confesional, greieri ai aghiezmatarului. Spuneți că împărtășesc cura ta împotriva oricărei forme de ipocrizie și că acești preoți sunt doar slugi servile în solda unor stăpâni nerecunoscuți de Dumnezeu și de adevărații creștini. Dar cel care propovăduiește mila nu-i poate împiedica pe ipocrit să fie acolo și nu trebuie să te gândești că ascultând ce are de spus faci cauză comună cu acei preoți nedemni. Asta vreau cu orice preț să te fac să înțelegi și sunt sigură că o să te conving. Trebuie să mă opresc aici, dragostea mea. Iubitul meu, rugându-te să ai grijă de tine. Știu că este greu, dar nu te lăsa scufundat în indiferența și cinismul soldaților din linia întâi. Continuă să crezi că există și frumos pe lumea asta. Vreau să te recuperezi viu. Fă totul ca să rămâi întreg. Viu și întreg te vreau acasă, cu trupul și sufletul. Iar anul care vine să ne aducă speranță și fericire, nouă și întregii lumi. Femeia ta pe vecie, Ursula. Speram să fim înlocuiți de Crăciun, dar am fost dezamăgiți și, în plus, am fost promovați infanteriști și duși în prima linie. Seara nașterii Domnului m-a găsit undeva în No Man's Land, pe fundul uneia dintre găurile săpate din 50 în 50 de metri. Rolul acestor posturi avansate era acela de a da alarma în cazul în care patrule inamice se aventurau până în liniile noastre. Dar oricât de conștiincios ai fi fost, inamicul tot se infiltra și dispărea fără să fie semnalat. De-abia la sosirea zorilor descopeream asta, dând peste santinelele noastre cu gâtul tăiat. Sau, chiar găsind postul gol, rușii surprinzându-l și luându-l prizonier pe ocupant. Trăsesem la sorți posturile de gardă. Von Behring nu dorise să dea ordine în noaptea de Crăciun. Bilețelele fusese răpuse în cascheta sa și întreaga companie trăsese la sorți. Și nu doar soldații, ci și gradații, ba chiar și von Behring. Astfel, unul dintre locotenenții noștri intra în post de la ora 22 la ora 1. I-am petrecut, deci, acea noapte într-un adăpost individual, în inima No Man's Land-ului, cu mitraliera și grenadele pregătite. Cel mai mare dușman în asemenea cazuri este somnul. Deci tensiunea permanentă și încordarea cu care cauți să distingi sunetele și imaginile în întuneric te epuizează, iar singurătatea acționează ca un somnifer. E singur și te simți singur și te cuprinde nostalgia, ajungând să tânjești după moarte. Ideea de a dormi și a termina odată cu toate apare în culori periculos de seducătoare. Totul pare ușor, lipsit de durere. Lucrurile care susțin dorința de a trăi, imaginea ființelor iubite, par să se estompeze într-o irealitate fantomatică. Prea mare efortul ca să te întorci la ele. Brutal, un zgomot în surdină, metalic, pare să se aude în dreptul adăpostului meu. Încep să tremur și să-mi imaginez răceala unui pumnal pe gâtul meu. Îmi mușc buzele până la sânge și cu mâna încleștată pe o grenadă, scrutez întunericul până când privirea mi se tulbură. Se distinge parcă un târșuit în zăpadă. Să trag o rachetă? N-aș vrea să mă acopăr de ridicol. Convențiile sunt atât de puternice încât în fața unor dileme prefer să-ți riști pielea decât să fii rănit în amorul propriu. Așa suntem făcuți. Înțeleagă cine poate. Iar lansarea unei rachete mi-ar deconspira poziția în fața oricărui soldat rus aflat în apropiere și gata să-și mânuiască pumnalul. Pe urmă un țipăt și un horcăit. Simultan, o altă voce urlă. Ajutor! Ivan m-a prins! Felul în care țipătul a fost întrerupt sugera o mână pusă pe gura celui atacat. Mi s-a făcut părul măciucă și mi s-a părut că disting câteva siluete întunecate. N-am mai ezitat. Am aruncat grenadele și am tras o rafală de mitralieră, apoi am lansat ranchetele luminoase. Acum tot sectorul era luminat.
Avusesem 9 santinele în No Man's Land. 6 nu s-au mai întors. 5 aveau beregata tăiată, al 6-lea dispărută. Poșta de Crăciun nu venise. Și când a sosit, era ziua nașterii Domnului. La miezul nopții, difuzoarele sovietice ne-au lămurit. Alo, alo, 27 blindate! Crăciun fericit! Dacă vreți să vă primiți coletele și poșta, nu vă jenați. Veniți să le luați. Îl avem aici, ca și pe poștași. Sunt scrisori pentru... Și a urmat lista destinatarilor. Cum a terminat lista, a supralicitat. Camarați din 27, o să vă citesc acum câteva pasaje din aceste scrisori, ca să aflați ce se mai întâmplă prin țară. Iată un mesaj pentru Kurt Hessner. Dragă Kurt, a avut loc un raid noaptea trecută. O bombă a distrus. Tatăl nostru este durere sfâșietoare. Kurt Hessner, dacă vrei să afli restul scrisorii, te așteptăm și te vom primi cu compasiune. O continuă să citească fragmente din scrisorile capturate, făcându-i pe toți să creadă că cei de acasă erau morți, mutilați, sinistrați, fără adăpost sau morți de foame. Teama, incertitudinea, au făcut să se clatine multe suflete și chiar în aceeași noapte, 5 oameni au traversat No Man's Land pentru a-și citi poșta la ruși. La ivirea zorilor, am văzut 3 infanteriști sovietici zăcând în zăpadă în apropierea adăpostului meu. Urmele schiurilor treceau la numai 2 metri. Într-o bună zi, porta a dispărut. 15 veterani dintre cei mai hârșiți au solicitat și li s-a aprobat autorizația de a efectua un raid de recunoaștere pentru a lămuri această stranie dispariție. Locotenentul Holler ne-a însoțit și el, scoțându-și gradele și însemnele de armă. Am început cu depistarea santinelelor ruse. Le-am căzut în spate, am aruncat câteva grenade și am măturat tranșeea cu mitraliera și aruncătorul de flăcări. În câteva minute, soarta lor a fost pecetluită. Ne-am întors apoi cu 2 prizonieri, dintre care unul era muzicant, un gornist. Cum mi l-am descris pe porta, a început să râdă. E complet nebun, a explicat gornistul. În clipa asta, participă cu comisarul la un concurs cine cade primul sub masă. Vrea să cumpere o haină din blană de urs și o ladă cu vodcă. Are la el 5.000 de țigări să-și plătească cumpărăturile. La întrebările noastre înspăimântate, ne-a răspuns că porta fusese capturat de o patrulă. 2 zile mai târziu, încă nu îl revăzusem pe Iosef Porta și începusem să deplângem pierderea sa. Apoi, la capătul unei săptămâni, a apărut în adăpost, purtând o manta de ofițer sovietic și o servietă de piele bine burdușită. Ce timp frumos e azi! N-a spus mai mult, dar surse indulgent în timp ce ne uitam la el cu gura căscată. Sper că n-am întârziat la masă. Ar fi păcat, pentru că m-a dus ceva de pileală. Avea 6 sticle de vodcă în servietă, ca și cele 5.000 de țigări cu care plecase. Comisarii încă n-au învățat să joace cărți ca lumea, declară el atot știutor. Și asta a fost tot ceea ce a vrut să ne spună, drept care n-am găsit nicio explicație pentru aventura lui. 6 sticle de vodcă, o manta nouă și o servietă din piele. Ce lucru ciudat este războiul! Datorită grelelor pierderi suferite de regimentul 27, pluteau în aer avansări pentru toți veteranii. Comandantul fusese ucis. Oberstleutnant von Lindenau a fost numit Oberst. Maierul Hinca a devenit Oberstleutnant cu funcția de comandant de batalion, iar von Bering deveni Hauptmannul companiei noastre. Bătrânul a fost avansat Feldwebel și comandant de pluton. Am căpătat un tank nou, model Panther, care va fi în fruntea formației plutonului 3. Porta a fost propus pentru avansare ca subofițer, dar a refuzat. A fost o întreagă poveste, dar lucrurile s-au aranjat spre satisfacția generală. Ei bine, maimuță roșcată, mârâi Oberstleutnant Hinca. Nu o să te avansăm subofițer, ci Stabsgefreiter. Asta te aranjează? Porta acceptă. Un Stabsgefreiter este un soldat mai răsărit, dar nu un subofițer. Stalin, cotoiul nostru, care purta un epolet minuscul, a fost numit Obergefreiter și am cusut cele 2 galoane regulamentare. Și el a tras o beție grozavă pentru a sărbători avansarea. Moartea l-a cosit. Bea asta, Sven, o dușcă bună. Gunoaiele, nemernicii. Așteaptă ziua în care o să punem mâna pe ei. Porta vrut să știe ce s-a întâmplat. Să-și cite scrisoarea asta, spuse bătrânul. Scoate ceva de pileală, căci Sven trebuie să-și ude gâtlejul și să uite. Și noi alături de el, bunule Dumnezeu. A despăturit scrisoarea de la tatăl Ursulei. München,
Aprilie 1943. Dragul meu fiu, trebuie să-ți dau o veste îngrozitoare. Te rog să o primești cât mai calm cu putință și să-mi promiți că n-ai să faci nicio prostie după ce o vei afla. Scumpa noastră Ursula este moartă. Naziștii au asasinat-o. Când o să ajungi la München, o să-ți dau amănuntele. Până atunci, nu pot să spun decât esențialul. Un Gauleiter a vrut să țină un discurs în fața studenților universității, dar a fost întrerupt de o manifestație ostilă. Un mare număr de studenți au fost arestați și printre ei și scumpa noastră fică. Câteva zile mai târziu au apărut în fața Tribunalului Poporului și au fost condamnați la moarte. Când a fost pronunțată sentința, Ursula a ripostat: "Este aproape ziua în care voi, judecătorii și acuzatorii noștri, veți ajunge pe banca acuzaților, în timp ce tovarășii noștri vă vor fi judecători. Fiți sigur că în ziua aceea și capetele voastre vor cădea sub securea călăului." Asta le-a zis judecătorilor naziști, iar viitorul îi va da dreptate, dacă mai există justiție pe lumea asta. Am primit aprobarea să o mai văd odată și m-a rugat să spun că moare cu numele tău pe buze și cu credința că vă veți reîntâlni în cer, rugându-vă Domnului pentru mântuire. Curajul ei a impresionat până și pe gardieni, care i-au adus în ultimele zile o serie întreagă de lucruri interzise, deși ea refuza să le primească de la cei ce poartă uniforma blestemată. Unul dintre prietenii mei a fost martor la execuția acestor tineri și mi-a povestit că au cântat tot felul de cântece interzise, pe care și ceilalți deținuți le intonau alături de ei, de la ferestrele celulelor. Nici loviturile, nici amenințările nu i-au oprit, iar când și ultimul a fost executat, toată închisoarea voia "Răzbunare, răzbunare!" și cântau "Wedding roșu". S-a ars această scrisoare imediat cum ai citit-o. Ți-o trimit printr-un prieten care sosește pe front în zona regimentului vostru. Vei primi împreună cu ea un medalion cu fotografia Ursulei și o șuviță din părul ei. Dragul meu ginere, mama Ursulei, cu inima frântă pe veci, ca și eu însumi, te rugăm să ne dai prilejul de a te cunoaște. Te considerăm propriul nostru copil, iar casa noastră îți aparține. Te îmbrățișez cu dragoste și sper să ajungi cu bine la capăt. Se sperăm că ne vom revedea în curând. Al tău..." O tăcere apăsătoare se lăsase după lectură, în timp ce întunericul cuprindea sala castelului în ruină. Tremuram fără încetare, căci vedeam capul Ursulei căzând în coșul de nuiele, sângele izbucnind din gâtul tăiat, acoperind minunatul ei păr negru, iar ochii ei rămași deschiși, inexpresivi, privind cerul în care căzuse. Și mai vedeam căderea corpului în groapa comună. Oh, știam prea bine cum se petrecuse totul, căci asistasem la aceste spectacole de prea multe ori ca să nu știu fiecare amănunt. Înainte ca ei să mă poată împiedica, am scos revolverul și am pulverizat crucifixul de lemn fixat pe perete. Apoi am dus sticla la gură și am golit-o pe nerăsuflate. Bătrânul încercă să mă oprească, dar eram nebun, nebun furios. A trebuit să-mi dea una după ceafă. Când mi-am revenit, m-am pus din nou pe băut. Am băut atunci cum nu mai băusem niciodată. Timp de zile întregi am fost beat. Cum mă trezeam, luam sticla și beam iar până cădeam blat. Într-un târziu, bătrânul a considerat că ajunge. El și porta m-au târât afară și m-au trântit în adăpătoare până când mi-am revenit. În zilele care au urmat, nu m-au lăsat nicio clipă fără ocupație. Seara, când mă culcam, eram frânt de oboseală și plin de vânătăi. Dimineața mă aruncau iar și iar cu capul în adăpătoare. Au reușit astfel să-mi adune mințile în cap. Încet, gândurile mi s-au limpezit. Eram din nou lucid, rece ca un cadavru. Eram, de fapt, un cadavru. Și m-am transformat într-un vânător de oameni. Eram nebun în ciuda lucidității. Petreceam ore în șir în tranșee, cu o armă cu lunetă în mâini, dobărându-i peruși cu cea mai mare plăcere. De câte ori se prăbușea una dintre victime, simțeam un fel de bucurie. Într-o zi, von Behring m-a surprins. L-am observat pe neașteptată. Nu știam de când stă acolo și mă supraveghează. Am izbucnit în râs și am spus că doborusem 7 într-o jumătate de oră. Mi-a confiscat carabina fără un cuvânt și a plecat. Am plâns ca un copil căruia i se luase jucăria preferată și am rămas cu ochii în gol. Von Behring avea, bineînțeles, dreptate. Mi-aduc aminte perfect de ziua următoare. Bucătarul tocmai mi umplea gamela cu ciorbă. Ciorbă de vacă bătrână. Când ceva a explodat lângă noi și am simțit pe picior ceva fierbinte. Ei bine, iată că ai rămas cu un singur picior, mă gândeam indiferent. Dar nu simțeam nicio durere și rămâsesem în picioare. Explozia aruncase peste piciorul meu o halcă din pulpa de vacă.
Bucătăria de campanie era țândări și 6 cadavre notau în ciorbă. Am luat halca de carne pe umăr și am dus-o prietenilor mei, care au organizat imediat un ospăț. Nefericirea unora face fericirea altora, remarcă Porta, filozof. Toți ar fi făcut la fel în locul meu. Ar fi luat sfertul de pulpă și l-ar fi împărțit cu prietenii. Nu cinismul mă împiedica să se ajut pe răniți, ci războiul. Războiul era așa. Erau oameni special instruiți ca să-i ajute pe răniți. În afara camaraților apropiați, soldatul nu cunoaște pe nimeni în război. Primăvara a adus cu ea tărăboiul. Câmpurile și șoselele erau din nou suficient de uscate pentru luptă. Sticla de vodcă trecu din mână în mână pentru ultima dată. Bătrânul mi-a pus între buze o țigară aprinsă și am tras din ea cu nesaț, stând cu fruntea lipită de cauciucul periscopului. Ordin către toate tancurile! Deschideți focul! Și infernul renăscut din cenușă. Căldura din tanc deveni de nesuportat. Ne revărsam peste tranșeele rusești ca o avalanșă. Stepa era plină de tancuri incendiate. Vulcani în miniatură trimiteau spre cer coloane de fum. Blindatele nu iau prizonieri. Ei le zdrobesc și ucid. Nu mai suntem ființe umane, ci roboți care execută automat gesturile pentru care sunt programați. Contraofensivă cu T-34. Nu se mai pune problema de a măcelări infanteria în nerută, ci de a lupta ca să-ți scapi pielea. Turela se rotește, obuzele curg peste amenințătoarele T-34. Aproape că mă sufoc. Clești invizibili îmi strâng capul și pieptul. Încă puțin și n-o să mai rezist. O să deschid capacul turelei și o să sar ca un drac din acel cuptor ambulant. Un bubui de tunet. Tancul tremură și se opri cu o smucitură. O flacără roșie-albastră a apărut din flancul monstrului de oțel. Ca prin vis, i-am văzut pe Pluto și pe Porta sărind la pământ prin față și pe Șteghe pe laterală. Totul a durat o secundă. Apoi mi-am revenit. Eu, robotul perfect, și-am părăsit tancul printr-un salt mortal. Flăcări uriașe l-au înghițit și deodată s-au umflat ca un balon, iar prin aer au zburat fiare înroșite. Ne-am întors la unitate cățăras pe un alt tank. Stalin era în siguranță pe umărul lui Porta. Blana era puțin pârlită, dar asta nu părea să-l deranjeze. La întoarcere a lins un castronel cu vodcă. Am plecat la Dnipropetrovsk să luăm în primire un tren cu tancuri noi. 2 zile mai târziu eram iar în miezul luptei ce continua fără întrerupere de 10 zile. Toate forțele disponibile erau aruncate în luptă și se consumau rapid. Coloane nesfârșite de rezerviști soseau din urmă și cum atingeau frontul, dispăreau, ca lemnul împins în focul cuptorului. Din Snekov, cândva un sat, acum un rug, a țâșnit cu viteză maximă un T-34. Prompt, robotul care sânta ochit. Învingător este cel care trage primul. Am ochit rulmentul de la baza turelei. Era punctul slab al blindajului unui T-34. Cifrele periscopului îmi dansau în fața ochilor. Pe urmă, cele două săgeți ale sistemului de ochire s-au întâlnit și două obuze au pornit unul după altul. Turela inamicului a zburat. Echipajul n-a mai avut timp să-și părăsească mașinăria. Totul a explodat. Încă un trofeu în panoplia noastră. Lupte furioase, îndârgite, printre casele în flăcări. Adăpostită într-una dintre ele, o mitralieră rusească secera infanteria noastră. Porta făcut tancul să se rotească. Un nor cărămiziu și mortar a zburat în toate părțile în timp ce lovea în fațada. Rușii se lipeau de peretele opus nebuniți de spaimă. Mitraliera noastră îi dobora, iar șenilele îi transformau în piureu. Am ieșit de acolo într-un nor de praf. Încă niște cadavre pentru panoplia noastră. Ceva mai încolo, o duzină de infanteriști încercau să se pună la adăpost. Erau culcați la pământ când ne-au zărit și au fugit către cea mai apropiată casă. Unul dintre ei și-a prins piciorul într-o groapă. Înainte de a se elibera, era terci. Un singur om în plus, printre trofeele noastre. Slabă recoltă pentru roboți. Răsturnam copacii, doboram zidurile, striveam oamenii în uniformă khaki. Trebuie să fi fost vreodată într-un tank, lovit de un proiectil, ca să știi ce e o lovitură. Tunul, prea mic pentru blindajul nostru, dar care încerca să ne facă pagube, era ascuns împreună cu servanții săi în spatele unui zid din pietre de râu. Trageți cu aruncătorul de flăcări și trimiteți-le un obuz ca desert, ordonă bătrânul. Am țintit în grabă cu aruncătorul de flăcări și obuzul special de 10,5 a atins tunul în același timp cu limba de foc. Când am trecut pe acolo 3 minute mai târziu,
Nu mai rămăsese decât o grămadă chinuită, neagră, de nerecunoscut, pe care încă mai dansau flăcările. Înainte, înainte, înainte! Iarba nu mai crește pe acolo pe unde au trecut tancurile. Când ai fost martor la masacrele din primăvara lui 1943, îți dai seama cât de justificată este emblema noastră cap de mort pentru o unitate de blindate. Din loc în loc, făceam câte o pauză să controlăm rezervoarele și lăzile cu muniție și pentru a regla, în cea mai mare viteză, motoarele. Orice tank ce cade în pană în timpul luptei este făcut ciur în mai puțin de 3 minute. Rușii ne întâmpinau cu formațiuni de T-34, puternice, rapide, de o uimitoare manevrabilitate. Doar cu ultimele două modele de tank, Panzer și Tiger, puteam să le facem față. Infanteriștii ruși și germani se țineau departe de înfruntarea cuirasatelor terestre, cea mai mare luptă de blindate din cel de-al doilea conflict mondial. Noaptea cădea, dar, în ciuda unor pierderi uriașe de oameni și material, lupta continua cu încrâncenare în stepă. Câteva ore de somn în timpul cărora echipele de întreținere umpleau rezervoarele și magazinele de muniție. Apoi eram scuturați, împinși încă adormiți spre tancul nostru. Mi se punea în cârcă armamentul și eram ajutat să ne urcăm în mașinărie. Am văzut ca prin ceață cum un Feld Webel îl dădea pe Stalin lui Porta, apoi motorul a început să mârâie ca de obicei. Când, după încă 4 zile de luptă, s-a pogorât din nou liniștea, 27 blindate încetase practic să mai existe. Epavele tancurilor împânzeau câmpia. Mai aveam doar 2 din 40 și 28 de supraviețuitori din 400. Cele mai multe dintre echipaje arseseră în tancurile lor. În toate direcțiile, pe 4 sau 5 kilometri, ardeau de asemenea și T-34. Cei care scăpaseră de la moarte, mai mult sau mai puțin arși, mai mult sau mai puțin mutilați, urmau să urle de durere luni, ba, poate chiar și ani de zile. Alte tancuri și alte echipaje soseau în fiecare noapte. Tancurile încă utilizabile trebuiau ținute în stare de luptă alături de cele din celelalte regimente. Din celelalte resturi de regimente. Încercăm să adormim ori de câte ori se putea, cu capul pe chiulasa unui tun sau pe vizorul unui periscop. A doua zi lupta începea iar, și asta zile în șir. Batalioanele de rezervă din Germania, depozitele din țările ocupate, continuau să verse zi după zi un fluviu de carne de tun proaspătă. Cei mai mulți puși de 17 sau 18 ani, cu 6 săptămâni de instrucție la activ. Știau să facă instrucție și să salute regulamentar, dar cădeau ca muștele și nu era nimic de făcut cu ei. Soseau de asemenea și oameni la 50 de ani și mai mult, scoși din lagărele de concentrare. Hitler râcâia prin toate sectoarele, chiar și spitalele își dăduseră obolul, răniți cu febră, descărnați, anemici, declarați vindecați de pe o zi pe alta. Treceau cu toții prin mașina de tocat, cu tot cu bandaje. La Kubiansk, pe Oscol, o luptă strânsă între un T-34 și noi. 2 lovituri simultane, dar tancul rusesc ia foc imediat, cu turela smulsă, în timp ce noi scăpăm cu șenila distrusă. Ceea ce-i cam tot una, deci compania se retrage și suntem lăsați să ne descurcăm în spatele liniilor inamice. Ne-am ascuns în tufișuri până la căderea nopții, apoi am încercat să înlocuim zalele smulse din șenilă și cele 2 roți de antrenare defecte. Muncă extraordinară, capabilă să-i înăbunească pe unii mai puțin căliți decât noi, căci, în tot acest timp, trebuia să supraveghem nesfârșita coloană de tancuri rusești care se tăra pe drum la mai puțin de 100 de metri. La miezul nopții, tancul era pregătit pentru drum și urma să ne încercăm norocul. Porta și cu mine am rămas în turela deschisă, purtând caschete rusești, gata să răspundem în rusă oricărei întrebări indiscrete. Mânjisem în semnele noastre cu noroi. La momentul oportun, am pornit în urma unor T-34. Kilometru după kilometru, ne apropiam de linia frontului. Acolo, cei 3 colegi au cotit spre un sat, iar noi am continuat drept înainte. Un obuz era pregătit pentru a-l opri pe cel care ar fi vrut să ne intercepteze și Stege era gata să tragă altele imediat. Mitralierele și aruncătorul de flăcări erau și ele armate, dar am ajuns la regiment fără probleme. În zori am fost trimiși pe urmele câtorva T-34 și KV-2, care rupseseră liniile noastre și semănau panică în adâncime. Treziseră un batalion aflat în refacere la Isium și se purtau ca fiarele scăpate din cușcă. Am mers ca niște copoi pe urmele caracteristice, mai largi ca ale noastre, lăsate de tancurile rusești. De pe un dâmp le-am descoperit în marginea unui sat care, după hartă, ar fi trebuit să fie Zvatov.
3T34. Cheiviurile se distrau în altă parte. Cum au dispărut printre case, am coborât panta, am ocolit un iaz și ne-am îndreptat spre un pâlc de copaci, încercând să nu ne facem remarcați. Al doilea tank a luat poziție în spatele unei clădiri lungi, o școală sau cam așa ceva. Atunci am atacat. Aveam două T-34 în fața noastră. Bătrânul a venit lângă mine ca să se asigure că am ochit bine, căci o lovitură ratată în condițiile acestea ne-ar fi condamnat la moarte. Turela se roti. Avea un al doilea tank în vizor. Foc! La această distanță, obuzul a smuls pur și simplu turela tankului rusesc. Cele două T-34 sunt în flăcări când sărim în ajutorul camaradului care, după violența schimbului de focuri, nu este tocmai stăpân pe situație. Nu făcusem nici 200 de metri când ne-am trezit cu un KV în față, o enormă masă de 90 de tone, înarmat cu 5 mitraliere, un aruncător de flăcări și un tun de 15 cm plantat într-o turelă enormă. Se oprise în mijlocul drumului și trăgea în casele din jur serii lungi, distrându-se. Din când în când, lansa și un obuz al cărui zgomot ne spărgea timpanele. Ștege încărcă un obuz S în chiulasă, singurul capabil să distrugă blindajul unui KV-2. Într-un val de flăcări, obuzul a fost lansat. Oroare! Ochisem prea jos. Obuzul a explodat în șenilele monstrului. Porta și bătrânul mi-au aruncat cele mai îngrozitoare înjurături, iar turela mastodontului a început să se rotească spre noi. Mulțumită domnului, turela unui KV-2 nu se manevrează ca un titirez. Trage, pentru Dumnezeu, urlă bătrânul. Ce mai aștepți? Al doilea obuz explodă ceva mai sus, la jumătatea flancului. Turela se opri o clipă, apoi porni din nou. Porta, atenție! Bătrânul m-a smuls de la locul meu și s-a instalat în fața aparatului de ochire. Într-o clipă a manevrat turela și a ochit. 5 obuze au plecat unul după altul. O explozie îngrozitoare a scuturat monstrul, care, lucru ciudat, nu a luat foc. 3 oameni au țâșnit din măruntaiele monstrului distrus, dar au fost secerați cu mitraliera. Bătrânul trase încă 2 seuri suplimentare și au izbucnit în sfârșit flăcările. Ziua a trecut. La sosirea întunericului nu mai aveam niciun tank și ne-am întors în liniile noastre în mașina lui von Behring. 72 de ore mai târziu, după 8 zile de luptă neîntreruptă, resturile regimentului au fost trimise cu generozitate la refacere, în micul orășel Așturca. Mulți consideră relatarea unei lupte excitantă și romantică. Orice duel cu moartea este dramatic. Acesta este un adevăr al vieții însăși. Dar te poți măsura cu moartea și altfel decât purtând războaie. Încercând să salvezi viețile altora, de exemplu. Sentimentul de eliberare va fi indiscutabil, iar scopul rațional. Doar câțiva vicioși consideră războiul excitant și romantic. În ochii celor mai mulți, el este doar ceea ce este. Murdărie, noroi, suferință, teamă, monotonie. Războiul este o cale greșită de a atinge culmile existenței omenești. El vă lasă decepționați, goliți, iar la întoarcere veți descoperi că nu aveați niciun scop, că totul a fost făcut degeaba și că ați pierdut contactul cu viața. Ați devenit un dezechilibrat, cum se spune. Nu mai aveți niciun fel de siguranță. Și asta, indiferent dacă sunteți învingător sau învins. Poate că tragedia este și mai mare pentru un învingător. A câștigat, dar pentru cine și de ce? Ce are în față este fără cap și fără coadă. Inițial crezuse cel puțin într-un adevăr elementar, dar acesta, scos din ambalajul în care fusese prezentat la plecare, devenise atât de complex și de bogat ramificat, încât nu-l mai putea recunoaște. După ce rușii au fost respinși până la Bielogorod, pe Doneț, ofensiva germană de primăvară s-a oprit. Înecată în sânge și de la Oceanul Arctic la Marea Neagră, frontul s-a stabilizat. Chiar și aviația a devenit inactivă. A fost o vară minunată. Pentru început, spuse Porta, o să-mi instalez o baie cu dușul astfel conceput, încât apa să cadă ca o ploaie de vară pe trupul meu de ascet. Iar când voi fi sătul de ploaie, o ceată de fete sănătoase se va repezi să mă adune și să mă ducă într-un din cele 37 de dormitoare. Toate vor fi nebune după mine și îmi vor ține pe rând de urât. Pe urmă vor sosi alte fete, aducând un pipe pline cu tutun aromat. Fecioarele, dacă va mai fi vreuna, îmi vor aprinde pipele și mi le vor duce la gură, să pot fuma întins, fără să mișc un deget. Și toate vor mirosi a violete. Când o să mi se facă foame, îmi vor tăia mâncarea în bucățele mici, de o bucătură,
și vor sufla în felurile mai fierbinți. Ba, chiar vor și mesteca pentru mine, ca să nu-mi risipesc energia în van. Și bănuiesc că altă ceată te va masa în timp ce-ți faci nevoile? Se interesă bătrânul pe același ton snob. Aș citit ultima scrisoare de la Asmus, interveni Pluto. Dacă jumătate din ceea ce spune este adevărat, mi-aș tăia imediat o mână și amândouă picioarele. De altfel, scrie că nu mai suferă de mult. Vă dați seama, piureu, jambon și două ouă duminica. Fără nicio îndoială, ei răniții l-au prins pe Dumnezeu de picior. Da, a avut un noroc chior, Asmus. Pace separată. Rușii ne îngropau în manifeste și pamflete de propagandă. Unul dintre ele afirma că Führerul era mort, iar Stalin grav bolnav. Hitler fusese ucis de un general antinazist, iar acoliții lui păstrau secretul morții sale, în timp ce biroul politic ascundea la fel de conștiincios boala lui Stalin. Pamfletul se încheia cu următorul apel. Bărbați din armatele și flotele ruse și germane, uniți-vă pentru a clădi, oricât ar costa, o Rusie și o Germanie liberă. Întoarceți armele împotriva adevăraților voștri dușmani, SS-iștii și șobolanii Gestapo-ului, asasinii care păzesc închisorile din Germania și care nu caută decât să prelungească războiul, monștrii care iubesc războiul. Soldați germani, rupeți jugul sclaviei, nu așteptați până când va fi prea târziu. Iar voi, soldații ai Sfintei Rusii strămoșești, doborâți-i fără milă pe comisari și pe cei din GPU. Cât timp veți mai lăsa conduși de aceste brute? Soldații armatelor ruse și germane, opriți aceste lupte fratricide și întoarceți armele împotriva ucigașilor din SS și GPU. Armata Libertății. Acest manifest a fost obiectul unor discuții pasionate. Eram gata să înghițim orice declarație, oricât de dubioasă ar fi fost sursa, dacă ea ne anunța moartea lui Adolf și clipa încheierii socotelilor. Revoluția era după noi iminentă, iar ideea unui eșec nici nu ne trecea prin cap. Mai întâi, zise Porta, trebuie să-i oferim ceva lui Ivan ca să capete încredere, să curățăm străzile de ruine, să refacem câteva poduri ca lucrurile să nu arate prea rău când ne vom retrage. Și la noi? Se interesă bătrânul sarcastic. Crezi că englezii și americanii or să ne repare ruinele? N-ai de unde să știi, îi replică Porta pătruns. Cum ne punem de acord cu Ivan, se va rezolva totul. Dar și aviatorii noștri vor trebui să reconstruiască ce au stricat. Așa ar fi drept. Pluto își aminti de Franța și de toate celelalte țări în care avioanele noastre făcuseră pagube uriașe ce ar fi trebuit reparate. Porta căzu pe gânduri. O să avem de lucru în vremurile care vin, dar sunt sigur de ceva. Ofițerii, generalii, toată șleatca o să ajungă la coada lopeții. Goebbels, Göring, Adolf, Himmler, Rosenberg și restul clicii or să lucreze la ghetoul din Varșovia, să plângă cu lacrimi de sânge. Aceste frumoase iluzii au durat doar câteva zile. Războiul continua, iar sfârșitul lui era departe. Transformată în batalion de infanterie, unitatea noastră trebuia să înlocuiască regimentul 14 vânători pe malul Donețului. Schimbarea a avut loc fără niciun incident. Nici măcar un singur foc de armă n-a tulburat noaptea caldă. Agățat de ranița lui Porta, în noua sa ținută din pânză albă, Stalin arbora expresia satisfăcută a călătorului care gustă cu intensitate descoperirea vieții de zi cu zi. Stalin era singurul Obergefreiter din toată armata germană care purta în Rusia ținuta tropicală, dar plutonierul de companie îi dăduse autorizația pe un formular model redus pe care îl purta după regulament în buzunarul de la piept. Sticleții n-aveau decât să vină. Totul era în regulă cu Obergefreiterul Stalin din 27 blindate, compania 51. La sosirea noastră, cei din 14 vânători ne-au dat următorul sfat. Să nu trageți în Ivan. Sunt băieți clasa 1 acolo în față. Ne înțelegem de minune. Îi bătuse oare soarele în cap? Nici nu se ridicase bine acest soare frumos când dincolo a început petrecerea. Țipete și râsete și cântece vesele. Doar ascultându-le și îți dădeai seama că melancolia le este străină. Apoi, unii dintre ei se iviră pe parapetul tranșeilor și ne aruncară un salut băieți și întrebându-ne politicoși dacă eram cei nou veniți, dacă dormisem bine și dacă potaia lor nu ne deranjase lătrând la lună. Peste o clipă erau toți afară din tranșee, goi pușcă și alergau spre malul Donețului, sărind în apa strălucitoare, în timp ce noi îi priveam cu ochii bulbucați.
Ne chemau din mijlocul fluviului, urlând și strobindu-se unul pe altul. Într-o clipă ne-am scos ismenele și toată lumea, cu porta în frunte, a pornit spre apa tentantă. Stalin a rămas de planton, iar rușii erau să se nece de râs când au aflat că pe cotoiul nostru îl chema Iosif Visarionovici Stalin. Uite, așa înțeleg eu războiul, mugi un suboficer rus. Eram cu toții de acord cu asta și am strigat de 3 ori ura pentru Rusia. Rușii, bineînțeles, au strigat și ei de 3 ori ura pentru Germania. Bătrânul nu-și mai încăpea în piele cu ochii strălucind de fericire. Dacă o să povestim asta, o să fim considerați cei mai mari mincinoși. Ziua ne rezerva și alte surprize. Exista, de exemplu, o înțelegere cu rușii. Ei trăgeau câteva obuze în fiecare după amiază, între 4 și 5, în timp ce noi trebuia să trăgem între 3 și 4, toate urmând să cadă cu minți în No Man's Land. Nimeni nu pățea nimic, iar generalii erau mulțumiți. Când trăgeam cu mitraliera sau cu alte arme ușoare, o făceam, bineînțeles, în aer. O rachetă roșie cu 4 stele însemna că au o inspecție. O rachetă verde însemna terminarea ei. Aveam, de asemenea, tot felul de alte semnale care ne făceau mai plăcută existența și, bineînțeles, ne făceam vizite. Ne invitam la cină și la un pahar de vodcă. Trocul și negustoria mergea din plin. Băutură, tutun, conserve, arme, pături, ceasuri, ziare și reviste. Ilustratele erau foarte căutate și când găseam câte o fotografie mai interesantă, mergeam să ne traducă textele însoțitoare. La fel făceau și ei. Când ne întorceam în cazarma din Așturca, trebuia, din păcate, să instruim recruții care soseau necontenit din Germania. Să instruiești recruți este de-a dreptul plictisitor, mai ales când nu înțelegi la ce servește lucrul ăsta. Cea mai reușită lovitură a fost aceea cu camionul din care am șterpelit 18 sticle și o damigeană de coniac franțuzesc. Puteam să organizăm o adevărată petrecere. 30 de ouă, 3 pui, 5 kg de cartofi, prune și roșii conservate nu ne-au costat decât 5 sticle de coniac. Am pregătit pui cu prune, roșii și o grămadă de alte lucruri. Am turnat o sticlă de coniac peste toate astea, le-am fiert și le-am degustat. Miau, miau! Comentariul personal al lui Stalin. Într-o altă zi, Porta a împrumutat calul unui cazac. Cum el nu mai călărise niciodată, totul s-a terminat cu oase rupte. Cazacul a început să ne poarte sâmbetele, dar l-am legat împreună cu calul său mort pe o plută și l-am lăsat în voia curentului. A urmat vânătoarea de pisici, o mâță scârboasă care scotocea prin cotețul de găin al unui prieten rus. Porta a organizat urmărirea ca un adevărat maestru de vânătoare. Mâța a scăpat cam hărtănită, dar când vânătoarea s-a terminat, am descoperit că Porta doborâse un câine și 3 pui, rănise o vacă și o capră și găurise boneta crescătorului de găini. Prietenul nostru rus l-a consolat, spunându-i că inamicul era o pisică foarte, foarte greu de doborât. Într-o noapte am luat pe sus o scroafă de 200 de kilograme de la 89 artilerie, cantonat în satul vecin. După asta am băgat în noi șuncă zile întregi, așezați pe latrine, jucând cărți și bând vodcă. Și povestea cu dinții lui Porta. Una dintre măsele îl chinuia de mult timp, dar nu avea curaj să meargă la dentist. Încercase în vechiul truc cu legatul dintelui de ușă, dar când am trântit ușa, s-a rupt sfoara. Într-o zi, bătrânul a pus mâna pe un clește de dentist uzat. L-am legat pe Porta și bătrânul i-a scos dintele dureros. Din păcate, l-a scos pe cel de alături. L-a smuls atunci și pe celălalt, lăsându-l pe Porta cu un singur incisiv înegri de tutun. Bătrânul a declarat că ar fi absurd să se oprească la jumătatea drumului și l-a scos și pe ultimul, înainte de a dezlega pe pacientul, care ne înjura cât îl țineau puterile. A trebuit să-i ținem câteva zile la distanță unul de celălalt, dar într-un târziu Porta s-a răzbunat. L-a legat pe bătrânul, prin surprindere, l-a descălțat, i-a prins picioarele de 2 țăruși și l-a frecat cu sare. Apoi a invitat 2 capre la acest ospăț ciudat. În timp ce bătrânul se gâdila și murea de râs, Porta își sugea berea, ținând-ne departe cu ajutorul unei cravașe căzăcești. Da, a fost o vară minunată. Foarte departe, în Prusia Orientală, avea loc o întâlnire între toți comandanții corpurilor de armată germane. Erau acolo numai general cu vipușcă roșie la pantalonii impecabil călcați. Tresele aurite de pe petlițe rivalizau în strălucire cu crucile de cavaler care atârnau la pieptul lor. Cu monoclul la ochi, studiau uriașele hărți ale uriașului front și petreceau ore întregi, mutând de colo-colo stegulețe cu ac.
Fiecare steguleț însemna o divizie de 18 sau 20 de mii de oameni pe care o mutau cu vârfurile degetelor. Să te faci remarca de micul Führer isteric, să-l mulțumești, însemna mai multă putere, mai multe onoruri, mai multă glorie. Și vă ordon să transmiteți salutul meu miilor de oameni care au șansa unei morți glorioase, luptând pentru patrie și pentru onoarea armatei noastre. Așa vorbea comandantul corpului nostru de armată, comandanților diviziilor ce ascultau ordinele sale, printre care se afla și cel al diviziei, din care făcea parte și 27 blindate. Pe urmă, autorul asasinatelor în masă, gras, medaliat, cu monoclu, cu umerii auriți, salută cu un aer marțial și se întoarse la cartierul său general aflat departe, foarte departe de linia întâi, în timp ce comandanții de divizie se îndreptau spre propriile lor cartiere generale ca să pregătească ofensiva, în timp ce porcii cu monoclu puteau să-și vadă mai departe de frumoasele lor hărți cu stegulețe. O soartă glorioasă! Afară! Afară! Urla bătrânul! Săriți, pentru Dumnezeu! S-a terminat cu 27 blindate! 20 de minute mai târziu, cele 600 de tancuri ale noastre nu mai erau decât 600 de grămezi de fiare răsucite și arse. Apoi a sosit colonelul von Lindenau, a aruncat o privire asupra tancurilor distruse și ne-a spus plictisit. Toți cei rămași întregi se vor regrupa pe vechile poziții. Regimentul 27 nu mai contează acum, când cei din Luftwaffe l-au făcut terci. Căci avioanele fuseseră ale noastre. Nu înțelegeam cum de putusem fi bombardați chiar de ștucasurile noastre. Câteva zile mai târziu eram iar băgați până la gât, cu tancuri noi și cu echipaje aduse în cea mai mare viteză de la Harkov. Atunci am descoperit, spre groaza mea, cât de mult îți poate otrăvi războiul mințile. Am urât întotdeauna războiul și îl urăsc și azi. Am făcut totuși ceea ce n-ar fi trebuit să fac, ceea ce uram și condamnam și am regretat mereu că am făcut-o, neînțelegând niciodată cum de-am putut să o fac. Am văzut prin periscop un infanterist rus sărind dintr-o groapă și fugind disperat către următoarea. Automat, l-am ochit și am tras o rafală scurtă. Gloanțele au scurmat pământul din jurul lui, dar nu l-au atins. Când ne-am apropiat, a sărit spre următoarea gaură, țopăind ca un iepure. Din nou, gloanțele au scurmat pământul în jurul lui. Pluto s-a pus și el pe tras, dar n-a reușit mai mult. Râzând cu lacrimi, Porta l-a ridicat pe Stalin până la fanta de observație ca să se poată bucura și el de spectacol. Ia uite ce fac trăgătorii noștri de elită! Rusul era probabil înnebunit de frică și alerga acum în cerc. Mitralierele au lătrat, alerga în continuare, imposibil. Și totuși, adevărat, bătrânul și Ștege hohoteau alături de Porta, iar Ștege exclamă: V-ați hotărât să-l faceți scăpat pe zărghitul ăsta? Omul sărise într-o pâlnie de obuz. Am ochit cu aruncătorul de flăcări și am trimis un jet la rasul ierbii. Am întors spre bătrânul și am rânjit. Dacă se mai scoală și acum... Ia uite-te puțin prin periscop. Nu mai văzusem așa ceva. Negru de funingine, dar neatins, a alergat de nebun și a dispărut într-o casă. Porta, Ștege, Pluto, bătrânul se distrau grozav. Era acum o problemă de onoare să-l dobor pe amărât. Am tras în casă până când a luat foc. Am salvat onoarea. Cum de-am putut să fac așa ceva? Cum de-am putut să mă năpustesc asupra unui om doar ca să-mi satisfac amorul propriu și vanitatea? Dar am făcut-o și voi avea mereu remușcări. Războiul cu zgomotul lui, cu flăcările și asasinatele intrate în rutină, mă otrăvise ca pe toți ceilalți. Chiar și nazistul cel mai fanatic trebuia să admită că marea ofensivă germană era un eșec, iar noi nu făceam decât să ne retragem. Un ultim efort pe toată lungimea frontului pentru a încerca să răsturnăm în extremis norocul armelor. Compania noastră, ajunsă până la Biriciuc, a surprins o unitate de cavalerie aflată în refacere și a distrus-o. În câteva minute am transformat oameni și cai într-o masă hăcuită. Oamenii epuizați urlau, sângerau, iar caii alergau speriați. Pe urmă ne-am retras, căci porniseră spre noi un mare număr de T-34. Peste tot același lucru. Lupte dure, pierderi inimaginabile. Am masacrat un regiment aflat în încercuire și care, la fel ca 104 grenadieri, nu putuse sau nu voise să se predea. 3 ore de căsăpire metodică. Strigătele lor erau îngrozitoare. Când a venit ordinul de încetare a focului, spectacolul era apocaliptic. Arme și camioane făcute țăndări.
Soldați mutilați îngrozitor și niciun bărbat printre toți acești soldați, doar femei, dintre care multe erau tinere și frumoase, cu superbi dinți albi și mâini micuțe și îngrijite. Aceste extraordinare fapte de arme au avut loc la mai puțin de 2 kilometri de Lyon. Bătrânul era vânăt. Trebuie să jurăm că acela dintre noi, sau aceia dintre noi care vor supraviețui acestui măcel, va scrie o carte despre mizerile pe care le trăim. O carte care să facă înțeles poporului german, rus, american, tuturor popoarelor, ce porcărie uriașă este războiul. O carte care să le facă viața imposibilă tuturor acelor gunoaie cu pieptul plin de medalii și care zdrângăne din săbii. Primisem ordinul să distrugem totul pe măsură ce ne retrăgeam. Rezultatul? Faimoasa tactică a pământului pârjolit era de nedescris. Poduri, orașe, drumuri și căi ferate erau dinamitate. Depozitele de alimente ce rămâneau în urmă erau stropite cu benzină, gudron sau cu conținutul latrinelor. Nesfârșitele câmpuri, superbele lanuri de floarea soarelui, ardeau sau erau tăvărite sub tancuri și tractoare. Porcii și celelalte animale domestice erau tăiați și duși la soare ca să se împută în câteva ore. Peste tot capcane. O casă rămasă în picioare sărea în aer, de exemplu, când deschideai ușa. Oriunde ți-ai fi aruncat privirea, nu vedeai decât distrugeri, dezolare și moarte. Conform tradiției, 27 blindate s-a apropiat în câteva săptămâni de pierderea în întregime a efectivelor sale, căci, evident, noi formam ariergarda și luptam în permanență împotriva forțelor rusești superioare în număr și tehnică de luptă. O singură diferență față de retragerile anterioare. Nu mai primeam efective de completare. Sursa se epuizase în sfârșit. În câteva săptămâni, poate în câteva zile, unitatea urma să se destrame. Deplasarea pe drumuri devenise imposibilă. Atât erau de dense coloanele de cavalerie, de infanterie, de artilerie și de blindate aflate în debandadă. Șiruri interminabile de camioane, de tancuri, de tunuri, de cai și de oameni trudeau disperate pe drumurile nisipoase, acolo unde praful și căldura făcea viața, sau ce mai rămânsese din ea, un coșmar înfiorător. Pe câmpuri, de o parte și de alta a drumului, șerpuiau coloane numai puțin nesfârșite, numai puțin amestecate, de oameni și de animale. Dar aceștia erau civili. Se tărau vehicule dintre cele mai ciudate, trase de o mârțoagă bătrână, de o vită sau de un măgar, un câine, un om. Asta în cazul în care refugiații nu-și duceau totul în cârcă. Lucru ciudat, aviația rusă era inactivă. Dacă n-ar fi fost așa, războiul s-ar fi terminat cu un an mai devreme. Când un vehicul cădea în pană, fie că era vorba de un tank, de un camion sau de o mașină, nici nu se punea problema să-l repari. Un car de asalt îl împingea într-un șanț ca să nu-i stânjenească pe ceilalți. Nenumărați soldați ajunși la capătul puterilor cădeau și ei în șanțuri, rugându-ne să-i luăm la bord. Dar nu aveam dreptul să o facem și ți se sfâșia inima să-i asculți, fără să-ți poți înăbuși conștiința, fără să iei sus măcar pe unul. Nimeni nu se oprea, nimeni nu-i aduna. Tank după tank treceau cu zgomot asurzitor, înnecându-i într-un nor de praf cald și disperare. Refugiații cădeau și ei cu sutele și rămâneau acolo epuizați, muribunzi sau morți. În orice caz, incapabili să meargă mai departe prin căldura stepei. Și nimeni nu avea grijă de ei. Din locul șoferului, aflat în partea din fața a tancului, porta urla. Asta da retragere, băieți! Mi-amintește de campania din Franța, când toată lumea își croia drum înaintea noastră. Dar pe vremea aceea, pârțietoarele noastre erau mai leneșe. Acum putem să batem orice record și îmi tai o mână dacă Goebbels nu se laudă acum cu performanțele noastre extraordinare. Dacă o ținem tot așa, suntem la Berlin de ziua mea. Iar tu, Stalin, furtate, o să ai un costum civil în locul nenorocitei ăsteia de uniforme care o porți și o să te las să-l zgâri la fund pe Adolf. Sunteți cu toții invitați, băieți. O să facem piure din cartofi adevărați și ciorbă de porc și găluște cu prune și tot ceea ce vă mai doriți. Și o să-l căutăm pe Asmus cu picioarele lui de lemn. Pe urmă ne-a întins o sticlă și am băut cu toții pentru apropiata înfrângerea trupelor prusaco-naziste. Înainte de a părăsi definitiv Harkovul, băieții au distrus totul. Harkovul era un oraș mare, cam cât Copenhaga, și locuit la începutul conflictului de aproape 900.000 de oameni. Harkov era unul dintre cele mai frumoase orașe ale Uniunii Sovietice și era la fel de renumit ca Moscova și Odessa. 300.000 de locuitori au fost uciși.
Așa anunța plin de mândrie generalul Zeitler într-un ordin de zi. Harkov a fost restlos vernichten, nimicit cu desăvârșire. O știu, dragul meu, Bayer, o știu foarte bine. Von Behring dădea din cap disperat și-și pusese mâna pe umărul bătrânului. Este imposibil și o știm cu toții. Ăsta nu mai este război, ci sinucidere colectivă. Trebuie să luptăm cu moșneci și copilandri. Vă dați seama că nu-i nicio fericire pentru ei să fie aruncați în luptă, fără pic de instrucție. Dar de asta vă și rog să fiți blânzi cu ei. Dacă ar fi vorba de tatăl sau de fratele mai tânăr, ai fi mai înțelegător. Ai fost neîndemânatic și tu la 16 ani. Deci, dacă vreți să faceți ceva pentru mine, vă repet, menajați-i. Ajutați-i să-și regăsească entuziasmul, pe cât posibil. Lucrurile sunt oricum îngrozitoare pentru ei. Să nu le facem și mai rele. Suntem sătui și noi, este adevărat, dar nici ei n-ar fi meritat soarta asta. Singurul lucru care mă consolează este că sunt scotocite acum și ultimele unghiere și că războiul nu va mai dura mult, căci nu vom mai avea oameni cu care să-l facem. Porta început să râdă. Nu fiți atât de sigur, domnule capitan. În curând ne vor trimite fetele. Eu mă ofer voluntar pentru instruirea lor. Știu câteva exerciții foarte educative în poziția culcat. Porta, o să te numesc instructor la secția de femei dacă lucrurile vor ajunge până acolo. I-o tăie von Behring, surzător. Până atunci, gândiți-vă la ceea ce v-am spus. Este o simplă sugestie din partea mea și știu că nu sunteți atât de abrutizați ca să nu o înțelegeți. Trenul blindat. După evacuarea Harkovului, rămășițele regimentului 27 blindate au fost expediate la Dniepropetrovsk pentru a fi alipite trenului blindat Leipzig. Cum ne-am instalat, am pornit împreună cu un alt tren până la Karol, la 100 de kilometri est de Poltava, unde am făcut exerciții de tragere pentru a ne obișnui cu noile tururi. Bineînțeles că eram toți cinci în vagonul comandat de bătrânul. Porta avea sarcina să se ocupe de 8 mitraliere și de 3 tunuri automate. Ștege ocupa turela numărul 1, iar eu turela numărul 2, echipate fiecare cu un tun de 120 de mm. Pluto se ocupa de transmisiuni. Aveam la dispoziție un echipaj de 25 de recruți, absolvenții unor stagii intensive de 4 săptămâni. Cel mai tânăr avea 16 ani, cel mai bătrân 62. Îți provoca umila. Am pornit spre front fără să cunoaștem destinația. Aproape de Lvov, tunurile noastre au măturat un sat și s-au angajat într-un duel cu artileria rusă. Apoi am plecat spre sud-vest, acoperind zi și noapte sute de kilometri de cale ferată, oprindu-ne doar pentru aprovizionarea cu apă și păcură sau pentru a lăsa să treacă un tren din sens opus. Puteam să ne întindem și să dormim în voie și ne simțeam ca în sânul lui Avraam. Cu condiția să mai soilești din când în când, războiul nu este chiar atât de rău. Lipsa constantă de somn este cea care îl face de nesuportat și te dărâmă. La Gremenciug ne plimbam prin triaj când o voce de femeie a început să țipe. Sven! Sven! Stupefacție generală. Dintr-un tren spital aflat și el în așteptare, a plecată peste ușă, o infirmieră făcea semne disperate. Sven! Vino să-mi spui ce mai faci! Era asta! M-am îmbrățișat. Recunoscusem cu greu. Nu doar din cauza uniformei, ci și pentru că atunci când o cunoscusem la Gothenburg, era retrasă și plictisitoare, deși foarte frumoasă. Războiul o transformase vizibil. Nu mai era nicio ezitare în gesturile și în privirile ei. M-a târât în trenul ei, în timp ce tovarășele ei se ocupau de Porta și de bătrânul. Asta se măritase cu un bărbat de 22 de ani, pe urmă divorțase, apoi se înrolase în Crucea Roșie cu una dintre prietenele sale. Și apoi, Doamne, cât putusem să slăbesc! Doamne, cât putuse să slăbească! Ne priveam fără să îndrăznim să spunem ce dorim. O infirmieră îi șopti ceva la ureche. Vino, mi-a spus. Am trecut în alt vagon. A încuiat, a tras perdeaua și s-a dezbrăcat într-o clipă. Înainte să pot spune ceva, stătea goală în fața mea și îmi făcea semn să ne așezăm pe cușeta de jos. Inutil să mai scoți un sunet. Doream același lucru și îl doream cu aceeași intensitate. Ce cadou al providenței, ce minune sosită din cer. O femeie sănătoasă, cu forme încă pline în ciuda faptului că slăbise, curată, bine spălată, mirosind a femeie și a săpun. O femeie care știa că un sfert de oră poate fi ultima fericire dacă întârzi cu politețuri și dulcegării. Eram atât de aviz și plin de armonie că am avut-o de două ori, una după alta, doar pentru că o făceam simplu, fără ezitări,
ascultând de dorința acumulată în atâtea luni. Curios este că viața, simplă și fără rușine imbecilă, își dăduse o steneală să ne amintească de existența ei nouă, celor trei soldați jegoși, într-o gară oarecare, pentru a ne dovedi că putem întâlni, atunci când ne așteptăm mai puțin, lucruri nobile și bune. Mai văd încă, surzând, tabloul celor trei golani țanțoși ca niște păuni care se întorceau în trenul lor blindat, întorcând spatele ostentativ trenului sanitar ce se pusese în mișcare. N-am încercat nici eu să mă uit în urmă, dar îmi imaginez cele trei fete pline de tandrețe privindu-ne din spatele unui geam. Nu trei infirmiere, ci trei femei care copleșiseră trei bărbați cu darurile lor și primiseră în aceeași măsură ceea ce dăruiseră, atât de repede și atât de deplin. Cu ochii zâmbăreți, am urcat în vagon. Chiar și porta tăcea, ceea ce demonstrează că și cel mai cinic poate să cedeze în fața altor valori. Bătrânul fredona un cântecel, iar porta și-a scos fluierul. Apoi am izbucnit în râs, în timp ce ceilalți ne priveau cu ochii cât cepele. Săracele fete, spuse bătrânul, când mă gândesc la toți puricii cu care s-au ales. Și porta început să cânte despre prințul care avea un purice. Totul fusese un miracol. Trenul blindat pătrunse a doua zi în zona luptelor. La Bahvorat, aproape de un afluent al Donețului, am primit noi ordine. Trebuia să susținem o ofensivă, apoi să înaintăm cât era posibil pe linia Tugansk-Harkov și să semănăm panica în spatele liniilor inamice. Trebuia apoi să ne retragem, distrugând în spatele nostru toate puțurile. Dacă trenul nu se mai putea întoarce la bază, trebuia să-l aruncăm în aer, iar supraviețuitorii să se descurce. Vocea Oberstleutnantului Hinca răsună în toate vagoanele, de la un capăt la altul al convoiului. Fiți gata de luptă! Am tras husele de pe tunuri, am pregătit buzele și fiecare om a trecut la postul său. Treptat, trenul a luat viteză, zbârnâind și mugind în curbe. Difuzoarele s-au auzit din nou. Fiți gata! Pregătiți-vă să deschideți focul! Chiulasele s-au deschis primind obuzele, oțel pe oțel. Tunurile se roteau tăcute. Armele automate erau încărcate. Ne-am pus căștile căptușite cu asbest. Periscopul meu explora lumea de afară. În fața noastră se întindea fluviul, galben, lat și sinuos ca un șarpe, cu malurile săpate adânc în pământul cenușiu. Am străbătut cu toată viteza un sat abandonat și am trecut ca un uragan peste un pod metalic. Departe, sub noi, fluviul părea un acoperiș mișcător de țiglă galbenă. Parcursesem 5 sau 6 kilometri dincolo de fluviu când am intrat în contact cu inamicul. Rușii au tras primii, dar au ratat trenul aflat în plină viteză. Apoi, soneriile de alarmă au răsunat în vagoane și a venit ordinul să deschidem focul. Fiecărui comandant de vagoane i s-a indicat o țintă și ne-au dat fiecăruia instrucțiunile necesare. Gurile negre ale tunurilor s-au îndreptat spre pădurile și câmpurile scăldate în lumina soarelui. Foc! 30 de tunuri grele au trimis moarte spre peisajul vesel, văratec, într-un zgomot asurzitor. Am fost imediat învăluit de praf și fum. De câte ori trăgeau tunurile orientate perpendicular, tot trenul se balansa atât de violent că aveam senzația că ne răsturnăm. Rușii au ripostat și ei, dar obuzele de calibru mic au fost inofensive pentru blindajele noastre. Au început însă să tragă și tunuri de 28, ale căror proiectile ne loveau ca uraganele. Am schimbat ținta și am tras asupra artileriei ruse. Trenul s-a oprit brusc și s-a răspândit zvonul că unul dintre vagoanele din față fusese lovit în plin și devenise inutilizabil. Mecanicii trebuiau să iasă afară și, acoperiți de focul nostru, să detașeze vagonul și să-l răstoarne. Sarcină de maximă urgență, căci un tren blindat, imobilizat, este o pradă ușoară pentru artileria inamică. Înainte ca ordinul să fie îndeplinit, un alt vagon a sărit în aer cu echipaj cu tot. Violența barajului de artilerie ne-a făcut să ne întoarcem spre pod. Am distrus calea ferată în spatele nostru. Pe urmă, cartierul general ne-a trimis ordinul să ne oprim la un kilometru de pod pentru a acoperi infanteria care urma să-l traverseze. Pe urmă, trebuia să trecem și noi și să-l distrugem. Un alt tren blindat, Breslau, sosise cu întârziere și de cum a luat poziția lângă fluviu, am primit ordin să facem o incursiune de hărțuire pe linia Rostov-Voronej. Hinca spera să atingem o mică localitate, la 20 de kilometri de acolo, în care se afla un cartier general sovietic. Acoperind retragerea infanteriei, Breslau împroșca inamicul cu toate gurile de foc, încercând să-i împiedice să descopere că Leipzig le cădea în spate.
Câțiva kilometri am mers în plin, fără să primim vreun obuz, dar pe urmă ne-am pus în cârcă toată artileria grea și, în mai puțin de un sfert de oră, mai multe vagoane au fost avariate, chiar dacă mai puteau să lupte. Pe urmă, chiar locomotiva a primit câteva lovituri în plin și a trebuit să ne retragem cu o încetineală demoralizantă. Tancuri grele au fost aruncate în urmărirea noastră și am reglat tirul ca să le întâmpinăm. Era un spectacol fantastic să vezi cum le făceau fărâme obuzele de 12, aruncând în aer plăcile blindate ca penele unei găini jumulite. Ploua cu obuze în jurul locomotivei. Începuse să piardă presiunea prin numeroase găuri și, dacă mai înaintam, o făceam în salturi convulsive neregulate. Ne îndoiam că trenul blindat Leipzig se mai putea întoarce la bază. Când mă gândeam la bunurile rusești și germane la căror distrugere participasem, doar simpla evocare a valorilor mă cutremura. Cred, de altfel, că nu poți să te gândești prea mult la așa ceva fără să-i zbucnești în râs. Un râs fără urmă de veselie. Și pe urmă în lacrimi, gata să-ți tragi un glonț în cap. Oare popoarele n-or să înțeleagă niciodată? Voi, cei care citiți rândurile astea, vă dați seama că averile uluitoare consumate și risipite de război, dacă ar fi fost folosite pentru binele vostru, ați fi avut o viață de 20 de ori mai bună. Ați fi mâncat, ați fi trăit mai bine, ați fi avut mașina voastră și ați fi putut călători în toată lumea, profitând de viață, fără nicio constrângere și fără teamă. Este destul pentru toată lumea, chiar mai mult decât trebuie. Dar nimeni nu crede. Sau nimeni nu îndrăznește să creadă. Care este blestemul ce ne face inerți, apatici? Astfel că nu suntem în stare să smulgem privilegiile generalilor. Suntem niște vite, niște vite leneșe și ignorante care își aruncă chipiile în aer când aud cuvinte solemne ca echilibrul forțelor și întrepătrunderea puterilor și alte prostii senzaționale. Echilibru de forțe, fără nicio glumă. Dacă fiecare Peter, Paul și Kurt, dacă întreaga masă umană ar cere ca banii folosiți pentru armament și război să fie utilizați în folosul lor, n-ar mai fi război. Dar Peter, Paul și Kurt nu se gândesc decât să dea cu pumnul în masă ca lumea să știe cine are puterea și cum poate fi ea folosită. Pentru că ei nu sunt destul de evoluați, destul de educați și se bazează doar pe sentimentele lor, mult prea instabile. Asta se va termina în ziua în care nu vom mai fi divizați și când cei din guverne se vor gândi și la altceva decât cum să ia ei caimacul. Dacă le veți spune lui Peter, Paul și Kurt că pot să aibă o mașină ieftină fără să plătească impozite, dacă le veți spune că benzina va costa câțiva bani, ar râde, căci nu știu nimic. Și dacă le veți demonstra negru pe alb, vor deveni furioși, căci vor crede că vrei să le risipești banii câștigați cu sudoarea frunților. Câteva ore sunt suficiente ca să trimiți la fier vechi un tren blindat din care doar tunurile cu alezajul lor de precizie costă o avere. Suntem prizonieri unui infern urător produs de artileria grea și, dacă distrugem tank după tank, ele ne înconjoară cu carapacele lor lucioase de insecte. Pe urmă, punctul de comandă a amuțit. Nervos, Pluto a încercat să refacă legătura cu celelalte vagoane, dar eram izolați. Bătrânul purta singur responsabilitatea noastră. Eram doar la 800 de metri de pod și de Breslau, dar Breslau ardea de la locomotivă la ultimul vagon, iar tunurile sale amuțiseră. O explozie a scuturat vagonul și câțiva au început să țipe, un lucru ce nu ne putea calma nervii și așa prea încordați, în timp ce flăcările și fumul au pătruns de la turela 1 în interiorul vagonului. Lovitură în plin. Am oprit incendiul cu extintoarele și am făcut inventarierea pierderilor. 4 morți, 7 răniți. Hugo Stege scăpase doar cu câteva arsuri la mâini. Tunul meu era singurul care mai putea să tragă. Curgeau sudorile pe noi în turela supraîncălzită, în care, la fiecare proiectil lansat, izbucnea o flacără. Unul după altul, toate vagoanele au amuțit și convoiul s-a oprit prada atacului inamicului. A urmat o altă explozie formidabilă. O flacără albă a învăluit turela. Am primit o lovitură puternică în stomac și mi-am pierdut pe jumătate conștiința. Auzeam propriul meu horcăit. Simțeam cum corpul meu fusese strivit. Chiar și respirând foarte încet, mi se părea că cineva își rotește pumnalul în măruntaiele mele. Nu puteam să mă mișc. Eram prins într-o capcană formată din tunul căzut de pe afet și blindajul de oțel al turelei. Eram plin de sânge din cap și până în picioare. Sângele meu sau al altcuiva, nu știam nimic. Lângă mine zăcea unul dintre servanți cu partea de sus a capului smulsă, ca un ou spart. Creierul lui împrăștiat îmi stropise fața și umerii,
iar o duhoare îngrozitoare îmi umplea nările, sânge și mațe revărsate care întreceau mirosul acru al muniției. Am vărsat. O altă explozie și vagonul a fost învăluit de limbi de foc. Începuse să se răstoarnă, dar ceva l-a oprit la 45 de grade. Noua lovitură deplasase tunul în așa fel încât puteam mișca picioarele și mâna stângă. Mi-am șters resturile văscoase de creier care îmi jenau ochii. L-am văzut în spatele meu pe Schulz, un puș de 16 ani, cu amândouă picioarele terciuite. Deasupra capului meu atârna un braț smuls cu un inel de aur cu piatră albastră pe inelar. Am simțit că leșin și am început să urlu. Mi-am revenit și mi-am strigat camarazii. Ștege, Porta, bătrânul! La scurt timp după aceea am auzit o voce înfundată din exterior care îmi spunea să lovesc în blindaj ca să mă localizeze. Am recunoscut vocea bătrânului. Ținte bine, Sven, sosim! Au făcut o gaură în blindaj și prin ea a apărut mutra binecuvântată a lui Porta. Ei, ei, acum refuz să ieși? M-au scos de acolo cu grijă. Supraviețuisem 9 membri ai echipajului, dar în timp ce îngrijeam un rănit, o altă explozie ne-a aruncat pe toți în interior. Porta și Pluto s-au repezit la ușa întărită cu bare de fier și au reușit să o deschidă suficient ca să ieșim. Înarmați cu grenade și mitraliere, am pornit spre pod. Câteva tancuri rusești ne-au reperat și au pornit să ne taie retragerea. Toți cei care au participat în acea zi la epuizanta cursă cu moartea nu vor uita niciodată. Cel puțin cei care au rămas în viață. Am ajuns primii. Încărcăturile de exploziv au fost fixate imediat și fitilul a prins. Pe urmă am traversat podul sub o ploaie de obuze. Cei loviți cădeau în apa galbenă ce colcăia de proiectilele neexplodate. Aproape că ajunsesem la celălalt capăt când podul a sărit în aer. Violența exploziei ne-a tăiat respirația în timp ce construcția se surpa sub picioarele noastre. Agață-te de balustradă, urlă Porta. Cea mai mare parte a podului căzu în apă. Grinzi și lonjeroane metalice cădeau ca frunzele de toamnă. Niturile săreau cât colo lovind totul în calea lor. Dacă cineva a fost lovit de ele, a crezut fără îndoială că era atins de un glonț. Încetul cu încetul, Vacarmus s-a potolit. Cu ajutorul unor cabluri suspendate, am ajuns pe ultimul picior al podului și de acolo, pe traversele șubrede, am atins malul. Von Behring avea fața arsă și suferea ca un martir. O explozie smulsese nasul și buza colonelului Hinca. Cum am ajuns la bază, am căzut lați și am adormit adânc. Ne-am lăsat pe ochi ochelarii mari de proiecție și ne-am înodat eșarfele de mătase. Von Behring l-a trecut pe Stalin lui Porta. Apoi se înălță vocea bătrânului, transmițând ordinele prin radio tuturor celorlalte vehicule blindate. Porniți motoarele! Pregătiți-vă de luptă! Armele automate erau încărcate, lungile benzi de cartușe gata să se desfășoare. Comandanții de vehicule se declarară gata de plecare. Glasul bătrânului răsună iarăși. Plutonul 1 blindat de recunoaștere, înainte, marș! Motoarele cântară. Pietrișul scrâșni sub cauciucurile mari, ramforsate ale mașinilor blindate. Încălziți cleiul. Am reușit să șoptesc. E nasol, bătrâne? Câteva șchije în burtă și la țurloaie. Ai prea mare scofală. N-o lua în serios, ce Dumnezeu. Te vor duce la Ștege, la centrul de triere. Ștege n-a încăsat-o decât în labă. Mașina, sărind peste un șanț, m-a făcut să mă strâm de durere. Doare al dracului, bătrâne. Dă-mi o gură de apă. Nu trebuie să bei înainte să te vadă doctorul, răspunse bătrânul mângâindu-mă pe păr. Știi bine că e strict interzis în cazul rănilor la stomac. Vrei să te uiți? Cred că am să nebunesc. Te-au pansat deja. Nu se mai poate face nimic înainte să te ia în primire, doctorul. Mașina se opri, bătrânul sări jos și Porta veni la mine. Acum, uscătură bătrână, o să strângi din dinți, nu-i așa? Fiindcă o să te iau pe sus cu Pluto și o să te trec lui Tom de Gețel și bătrânului. După asta, ce a fost mai greu a trecut. Gândește-te la toate infirmierele alea drăguțe, care o să-ți dichisească părțile nobile de 4 ori pe zi, cu rufe curate, așa cum îi fac șmecherului de Asmus. Buzele îmi sângerau când m-am trezit în sfârșit jos, cu o cutie de mască de gaze sub cap în chip de pernă. Dintr-o dată, mi se părea foarte important să fiu curajos și dârs și să nu strig. Când l-au coborât, Hugo Ștege gemu scurt, fiindcă piciorul său rănit se lovise de roata mașinii. Camarazii se aplecară deasupra noastră să și-a rămas bun. Bătrânul își lipi de obrazul meu fața năpătită de barbă și mormăi.
Încearcă să stai la pat până se va sfârși războiul. Porta ne strânse mâinile și îl întinse pe Stalin ca să poată și el să ne spună la revedere. Chiar înainte de a se urca în mașina blindată, Porta ne strigă: Gașcă de băftoși! Sărutați din partea mea toate fetele și spuneți-le că mă îngrijez zilnic tenul cu apă de crin și de trandafir, ca să fiu la fel de frumos ca ele când ne-am întâlnit. Apoi dispăru și mașina blindată se îndepărtă, cu bătrânul Tom Degețelu și Pluto fluturându-și mâinile de înălțimea turelei deschise. Norul de praf ridicat i-a ascunse repede privirilor mele. Pe lângă faptul că sufeream, mă simțeam singur și înspăimântat. Eram bucuros să-l am cu mine pe Hugo Steghe, cu care să împart singurătatea. Doi brancardieri ne-au transportat într-o încăpere întinsă, cu podeaua acoperită cu paie, iar paiele acoperite cu soldați răniți, în uniforme murdare și zdrențuite. Ne-am așezat unul lângă celălalt și Steghe mă apucă de mână șoptind: Te doare, bătrâne? Stai să vezi, o să meargă mai bine după ce o să ne vadă doctorul și o să-ți facă o injecție în braț. Trebuie să ne descurcăm și să rămânem împreună până la capăt. Și încă cum? Nu trebuie să ne despartă orice s-ar întâmpla. Dumnezeule, se învârte totul cu mine, ca și cum cineva mi-ar smulge măruntaiele. Dar la bata, ai încasat-o rău? A avut un zâmbet palid. Da, mă doare. Mai ales piciorul. Dar un picior poate fi tăiat. De tine e mai rău. Sosi un medic însoțit de doi infirmieri care completau o fișă pentru fiecare pacient, după cum le dicta doctorul. Aruncă o privire nepăsătoare la piciorul lui Steghe și spuse: Schije de obuz în piciorul stâng, transportul 6, bandaje curate imediat și 3 cm cub de antitetanic. Refăcu el însuși pansamentul de la abdomenul meu și dictă: Schije de obuz în piciorul stâng, piciorul drept și abdomen, transportul 1, 3 cm cub de antitetanic, 2 de morfină, imediat, și același lucru înainte de plecare. Am strâns din dinți și l-am întrebat dacă Steghe și cu mine n-am putea rămâne împreună. Că vei scăpa aici sau într-un tren spital, n-are prea mare importanță, ripostă el sec. Dar cei cu rând la burtă pleacă cu convoiul 1 și el de acolo cu convoiul 6. Nu pot face nimic. Apoi plecă cu halatul alb fluturând în vânt. Nu cred că medicul acela a fost arogant sau brutal cu intenție. Pur și simplu supra-solicitat. În schimbul unei excelente pipe englezești, al tutunului și țigărilor noastre, Feldwebelul de la transporturi ne-a promis să vadă ce poate face. Cele două injecții m-au dat gata și am căzut într-un somn agitat, până ce brancardierii m-au luat din nou ca să mă înghesuie într-o ambulanță. Înăuntru erau brancarde suprapuse. Steghe era chiar sub mine. Feldwebelul se ținuse de cuvânt. Când ambulanța sărea peste vreo denivelare sau lua brusc o curbă, ne loveam cu capul de targa de deasupra sau, în cazul tipului care se găsea cel mai sus, de acoperișul mașinii. Spațiul strâmt care despărțea brancardele ne dădea în plus senzația de sufocare. Băiatul de la etajul de sus avea o fractură multiplă de bazin. Striga fără încetare și ne cerea să sunăm. Era teamă că va sângera până va muri. Steghe apăsă pe butonul soneriei ce răsuna în cabina șoferului, dar nici el, nici ajutorul lui nu dădeau cea mai mică atenție apelurilor noastre. Când a sosit clipa să ne încarce în trenul spital, băiatul de care vorbeam, un artilerist, murise. Brancardierii l-au rostogolit pe jos, au aruncat deasupra lui o bucată de pânză gudronată, apoi s-au ocupat de cei vii. Acest tren spital era unul dintre celebrele auxiliare, adică un nesfârșit convoi de vagoane de marfă cu podeaua acoperită cu paie, cu 40 de oameni în fiecare vagon, împărțiți superficial pe categorii de răni. Se oprea mereu și pleca într-un șir de zdruncinături, ca și cum cineva ar fi încercat să facă garnitura bucăți. 11 din cei 40 de oameni din vagonul nostru au murit în timpul transportului. Am fost gata să-mi pierd mințile de durere și de sete, dar Steghe a ținut mereu bidonul de apă departe de mine. Dacă aș fi băut, la sosirea trenului ar fi fost 12 cadavre. Călătoria a durat 3 zile și 3 nopți de coșmar, după care am fost aliniați pe peronul gării din Kiev, pe foi de pânză impregnată, acoperiți fiecare cu o manta, cu veșnica cutie de mască de gaze sub cap. Ne-am petrecut după amiaza în poziția aceasta, în vreme ce alți câțiva nenorociți au murit aici și colo, de la un capăt la celălalt al peronului. Nu-mi dădeam seama decât foarte confuz de ceea ce se petrecea în jurul meu. Steghe se afla în continuare alături de mine și ne țineam de mână, ca doi mucoși,
nu ca niște duri tăbăciți și ca niște veterani obișnuiți să vadă cum oamenii crapă, urlând ca animalele. Pe înserat, prizonierii ruși și brancardierii au venit să ne ia ca să ne ducă la spitalul de campanie numărul 13, instalat în suburbia Pavilo. Acolo ne-au coborât de-a dreptul într-o pișniță, unde am fost supuși unei dezinsecții severe. Tot prizonierii ruși fuseseră însărcinați cu treaba aceasta și n-am avut vreodată o infirmieră mai blândă și mai îndemânatică decât flăcăii aceia voinici, mereu bine dispuși. Ne mișcau cu atâta grijă și dexteritate, îngroziți de cel mai mic geamăt, încât strângeam din dinți și făceam tot ce puteam să nu le dezvăluim suferințele. Toți răniți erau de acord în această privință și își mărturiseau recunoștința față de ruși, oferindu-le toate țigările lor. Băieții cunoscuseră ca și noi noroiul din tranșee și, cu toate că erau de altă rasă și de altă naționalitate, cu toate că guvernele aflate la conducere hotărâseră că eram dușmani, între noi exista o simpatie mult mai puternică decât toate decretele din lume. Decrete care nu au niciodată o legătură cu realitatea la îndemâna omului simplu. Eram cinci care ne așteptam rândul la sala auxiliară de operații, privindu-l pe tovarășul de suferință legat de masa de biliard în lumina orbitoare. Chirurgii erau pe punctul să-i amputeze piciorul și lucrau cu iuțeala fulgerului. Într-o chilpită, piciorul a aterizat într-un lighean alb în care erau deja un alt picior tăiat sub genunchi și un braț însângerat care trecea peste marginea ligheanului. Spectacolul acesta mi-a făcut îngrozitor de rău și am vomitat, sau, mai exact, am încercat să vomit, căci tot ce mi-a urcat în gâtlej era numai un pic de sânge și de bilă. Următorul la rând era un băiat cu spatele frânt, care părea lipsit de cunoștință. Șeful echipei de chirurgi, un bărbat destul în vârstă, purtând monoclu, își ocăra fără încetare colegii, infirmierele, pacienții, dar părea să lucreze extrem de competent, de rapid și de sigur, fără un singur gest inutil. Brusc, exclamă cu o voce furioasă: Dumnezeule, dar e mort! Sunt pe cale să-mi pierd timpul! Luați-l de aici și aduceți-l pe următorul! La naiba! Mișcați-vă un pic! Înainte de a înțelege ce mi se întâmplă, am fost legat pe masă. O înțepătură în braț, alta în abdomen, apoi unul din chirurgi mă bătu pe umăr. Strânge din dinți, frățioare! Nu o să dureze mult, dar probabil va fi foarte dureros, căci nu-ți putem face decât anestezie locală. Așa că fii tare și o să te cârpim cât ai zice pește. Curând după aceea, mi-am dat seama, în mod confuz, că îmi deschideau pântecul și am auzit un clinchet ușor de instrumente metalice. În clipa următoare, am avut literalmente impresia că îmi scoteau toate măruntaiele din burtă cu clești înroșiți în foc. N-aș fi crezut vreodată că asemenea suferințe pot exista. Am urlat ca un dement cu ochii ieșiți din cap. Vrei să-ți ții gura? A mugit bătrânul chirurg. Abia am început. Păstrează suflul pentru când vei avea într-adevăr motive să zbieri. Nu știu în ce etapă a operației au început adevăratele motive de zbierat, dar știu că atunci când au terminat cu mine, cunoscusem o lume a torturilor pe care nimănui nu-i doresc să o cunoască. Eram zdrobit, desființat. Am fost dus într-un salon, am fost aruncat într-un pat, mi-au făcut încă o injecție și m-am prăbușit într-un somn cataleptic. Din primele 15 zile, nu am păstrat decât amintiri foarte confuze și fragmentare. Îmi regăseam forțele foarte încet. Patul de alături era ocupat de un aviator cu arsuri grave, pe nume Țep. Apoi mai erau 6 răniți grav, dintre care 2 au murit în câteva zile. Nu știam unde era Ștege și nimeni nu părea să fie în stare să-mi spună. 3 săptămâni după operație, doctorul declară că puteam fi transportat fără primejdie. Am fost evacuat într-un adevărat tren spital, cu paturi adevărate și ferestre mari, prin care cei ce ocupau cușetele din mijloc puteau să privească afară. Cum pansamentele mele trebuiau schimbate des, am primit una dintre acele prețioase cușete, vederea afară. Deasupra mea se odihnea noul meu prieten Țep, al cărui moral de beton m-a ajutat nu odată. Am fost debarcați la Lviv, unde Țep și cu mine am luat calea spitalului de rezervă numărul 7. Doctorul mi-a spus că rana mea n-arată rău și a subliniat declarația cu un zâmbet. Ritmul de lucru în aceste locuri era mult mai puțin frenetic. Doctorii aveau timp să zâmbească și să se trateze ca pe o ființă omenească, nu ca pe o halcă de carne, mai mult sau mai puțin stricată. Mi-au scos încă 2 sau 3 șchije din picior, apoi infirmiera mi-a refăcut pansamentul. Regimul meu alimentar se compunea în mod exclusiv din diverse fierturi, și am ajuns să le detest atât de tare încât am crezut că îmi pierd mințile. Întrebat în privința aceasta, doctorul m-a bătut blând pe umăr spunând:
Mai târziu, mititelule, mai târziu, când vei fi destul de mare ca să digeri ceva mai zdravăn. Țep și cu mine eram iarăși într-un vagon pentru grav răniți. Ziua și noaptea, aerul răsuna de strigăte, horcăituri, gemete, iar duhoarea de puroi și de putreziciune era adesea înspăimântătoare. Într-o zi, un băiat foarte tânăr, care se știa condamnat și care suferise deja 3 săptămâni ca un martir, și-a părăsit patul și s-a târât până pe coridor ca să se arunce din capul scării. A fost cu atât mai oribil, cu cât niciunul dintre noi nu se putea ridica în picioare să-l împiedice. Țep a avut curajul să încerce această aventură, dar s-a prăbușit imediat la câțiva pași de pat, în vreme ce noi trăgeam care mai de care de șnururile sonerilor. Scena aceasta a fost într-adevăr de coșmar. Mă dorea îngrozitor stomacul și n-a fost de glumă nici atunci când doctorii au trebuit să-mi taie din nou mușchii piciorului pentru a pescui ultimele schije de metal. Febra îmi creștea în loc să coboare, dar ei considerau totuși că sunt în progres și aș fi strâns bucuros de gât. Într-o noapte m-am trezit tresărind. Bandajele mi erau umede și lipicioase. I-am cerut lui Țep să sune și, în clipa următoare, o infirmieră sosea în goană. Ce te-a apucat, șoptia? Nu ești în toate mințile de sune așa la ora asta? Mi s-a redeschis rana, o simt sub pansament. Eram înnebunit de groază și o și vedeam pe mama prăbușindu-se când avea să primească binecunoscuta carte poștală a armatei. A murit ca un erou pentru Führer și patrie. Infirmiera dădu la o parte pătura. Din grijă pentru ceilalți bolnavi nu aprinse lumina, dar folosi o lanternă. Cu îndemânare și iuțeală îmi desfăcu bandajul. Tăcerea salonului nu era tulburată decât de murmurul unui tânăr rănit ce vorbea în somn. Țep se ridicase în capul oaselor, dar infirmiera îl împinse hotărâtă pe pernă. Stai liniștit și dormi fără grijă, i-a spus ea. E o treabă între mine și Sven. Nu te mișca, mă duc să iau un lighean. I-am aruncat lui Țep o privire înspăimântată, pe care mi-a întors-o obosit. Infirmiera a venit înapoi și, fără să scoată un cuvânt, mă spălă. Zâmbea ușor și, la sfârșit, văzându-mi expresia de rătăcire, șopti. N-ai de ce să faci mutra asta. Îți convine să vorbești așa. Nu tu ai hemoragie. Nu a răspuns, dar zâmbetul i s-a întins pe față. Am găsit în sfârșit curajul să întreb. E... poate nu-i chiar așa de grav? Nu, nu, nu-i grav deloc. Când termină de refăcut pansamentul, m-a acoperit cu pătura și mă privi. Nu era sânge, Sven. Nu era sânge? Dar am simțit... Nu voi uita niciodată zâmbetul ei de complicitate. Apoi m-am înroșit până la rădăcina părului, îngrozitor de stânjenit. Ai visat, dragul meu. E un semn foarte bun. Mă lovi cu palma peste bărbie și se îndreptă spre ușă. Ei, cu siguranță că te-a visat pe tine, aruncă Țep. Fă bine și țineți gura și la culcare, amândoi. Apoi dispăru mereu surzătoare. Mi-am petrecut o parte din convalescență cu Ștege. Pentru el se punea problema să se întoarcă pe front. Nopțile lui erau agitate și trebuia adesea să-i cer să tacă. Dar abia se scurgeau câteva minute și o lua de la capăt. Sven, dormi? Încercam să mă acopăr peste cap. Sven! Da, ce mai e? Margaret spune că după sfârșitul războiului vor fi organizate cursuri speciale de 12 luni pentru demobilizați. Ai auzit și tu de ele? Ascultă, Sven, hai să mai tragem împreună o țigară. Ce naiba? Nu găsești că Margaret e o fată ca... A, pentru numele lui Dumnezeu! Eram probabil saturat de nicotină până în măduva oaselor. În fiecare clipă pleca din locul său și se așeza pe marginea patului meu să-mi explice tot ce aveau să facă el și Margaret după ce se va sfârși războiul. Urări de boală lungă. Într-o joi din decembrie 1943, doctorul însemnă foaia de ieșire și mă anunță că sâmbăta următoare aveam să plec înapoi la unitate. Îmi pare rău de figura asta urâtă, puștule. În mod normal, ar fi trebuit să mai rămâi aici 5 sau 6 săptămâni. Acum va trebui să te descurci cum poți mai bine. Nu știu dacă o să ai mare lucru de mâncare acolo, dar încearcă să te îndopi cât mai mult posibil. Doar așa vei putea să reziști. Cel puțin așa sper. Astfel mi-a vorbit medicul șef al spitalului militar din Truskavice. Era un medic neobișnuit, care încerca întotdeauna să-și păstreze pacienții cât mai mult timp posibil. Dar acum ordinele înaltului comandament hotărau că cel puțin 55% din răniții și bolnavii aflați în tratament trebuiau declarați apți să-și reia serviciul și trebuiau expediați neîntârziat la unitățile lor. Dacă ar fi fost să ne luăm după regulament,
Totuși, orice medic vinovat de a fi ordonat ieșirea unui bolnav insuficient vindecat putea fi adus în fața curții marțiale. Acestea sunt miracolele de care sunt capabili cei din locurile suspuse. Atât de suspuse, încât acolo nu respiră același aer ca restul turmei. Un certificat de vindecare, o ștampilă, o curte marțială, iată mijloacele prin care se obțin soldați sănătoși. Că majoritatea acestor soldați apți au fost o povară catastrofală pentru unitățile lor, obligându-i pe camara să-i îngrijească și să-i ajute în toate privințele, este ceva care nu le-a trecut deloc prin minte celor aflați în vârful piramidei. Luându-și rămas bun, medicul șef dădu din cap cu o înfățișare îndurerată și Barbara început să plângă când i-am spus noutatea. Eu însumi eram atât de deprimat și de plin de amărăciune, încât nu simțeam deloc dorința să o consolez. N-ar fi fost oare o ipocrizie să mă prefac că o consolez pe femeia care mă iubea și pe care o iubeam? Cel puțin, așa gândeam în clipa aceea și m-am mulțumit să-mi înnec amarul într-o senzualitate fără frâu. Ușa nu era încuiată, dar cred că nici eu, nici ea n-am fi fost deranjați, chiar dacă întreaga Germanie ar fi năvălit în cameră. Era dreptul nostru. Poporul ceruse atât de mult de la noi, sau ceea ce trecea drept popor își permisese să ne ceară atâtea în numele său, încât aveam dreptul să cerem și noi măcar atâta lucru în schimb. Am rămas întins pe patul Barbarei în vreme ce ea se îmbrăca la iuțeală pentru a se întoarce la post. Apoi mi-am aprins o țigară și am încercat să-mi clarific situația, dar nu era nimic de clarificat. Evident, doar dacă nu mă hotăram să dezertez a doua oară. Nu mi-era teamă să o fac, dar nu mi-era teamă nici să mă întorc pe front. Nu mi-era teamă de orice ar fi fost. Depășisem teama și nu mai simțeam decât o ură sălbatică, înghețată, față de ceea ce uram cu toții sub denumirea unanimă de porcăria asta de război. Lăsând teama foarte departe în urmă, mai bine să mă întorc acolo să studiez fenomenul din punctul de vedere dezinteresat al unei amărăciuni obiective. Ajunsesem aici cu meditațiile mele adânci, când Margaret intră în cameră și, plângând convulsiv, se aruncă de arcumrezișul patului la nimereală, fără să vadă că eram acolo. Avea o scrisoare în mână și am înțeles imediat că Steghe fusese ucis. Am repetat vestea în gând, fără mirare. N-aveam nevoie să citesc scrisoarea. Steghe era mort. I-am întins țigările în tăcere. Tresări violent și mă privi. Oh, erai aici? Nu te-am văzut. Știu, încuie ușa cât timp mă îmbrac. Vrei? Îmi ia 2 minute. Deci am îmbrăcat, în vreme ce ea plângea în hohote. Apoi am descuiat ușa și am citit scrisoarea. Frontul de răsărit, noiembrie 1943, feldpost număr 23645, feldwebel Willy Bayer. Dragă domnișoară Margaret Schneider, în calitate de bun prieten al lui Hugo Steghe, vă scriu pentru a vă anunța vestea tristă a morții sale. Ne-a spus atâtea lucruri frumoase despre dumneavoastră, încât înțeleg mult prea bine durerea uriașă pe care această scrisoare o va aduce. Poate că aceste câteva amănunte privitoare la circumstanțele îngrozitorului eveniment vă vor putea mângâia, măcar într-o cât de mică măsură. Eram în patrulare, în mașina noastră blindată, când o salvă a lovit brusc vehiculul. Logonicul dumneavoastră a murit pe loc, atins de un glonț în tâmplă. Și-a păstrat în moarte surâsul pe care îl îndrăgeam cu toții. Și aceasta este cea mai bună dovadă că nu a avut timp să sufere. Vă implor să nu vă lăsați în voia disperării. Sunteți tânără și trebuie să-mi promiteți că veți uita această tragedie cât mai repede posibil. Viața vă va aduce, sunt sigur, multe alte clipe de fericire. Și chiar dacă sfatul meu vă șochează pe moment, cred că cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să găsiți foarte repede un băiat de ispravă pe care, mai devreme sau mai târziu, îl veți iubi așa cum îl iubiți pe Hugo. De dragul iubitului dumneavoastră și al bunului meu camarad dispărut, nu plângeți. N-ați face decât să-l întristați dacă v-ar putea vedea. Mai degrabă zâmbiți. Gândiți-vă la toate de care a fost cruțat. Nu știm ce se întâmplă cu morții, dar în condițiile de față știm cel puțin că se află într-un loc mai bun decât cei vii. Sunt din toată inima alături de dumneavoastră. Willy Bayer. Scrisoarea aceasta oferea o imagine edificatoare a bătrânului și a blândeței sale părintești. Cu aceeași poștă fusese adusă și o scrisoare pentru mine. Uscătură bătrână, mulțumesc pentru băiguielile tale. Am primit 5 dintr-o dată. N-am timp să scriu prea multe pentru că suntem în rahat până peste urechi. Dacă nu atacă Ivan, atacăm noi.
Un adevărat iad. Fă tot ce poți să-ți prelungești cât mai mult șederea în spatele frontului. Hugo a murit. Tom de Gețelul a dispărut fără urmă în timpul unui atac. Îi scriu Margaretei să-i spun că Hugo a fost ucis pe loc, cu un glonț în tâmplă. Dar tu știi cum părăsesc soldații de la blindate Valea Plângerii. Sărmanul Ștege a avut amândouă picioarele arse până la os. N-a fost o distracție să-l auzim cum agonizează timp de 10 sau 12 ore. De unde au puterea să strige atâta timp? Înainte să se termine mizeria asta, probabil că toți vom trece arma pe stânga și nu vor rămâne decât capetele suspuse din partid, generalii și toată clica pentru a culege cununa de lauri. Sau de spin, sper. Suntem gata de plecare, bătrâne Sven, așa că fă pe dracu un patru și păstrează-ți locul din spital ca să scape măcar un singur tip bine și să nu uite promisiunea noastră reciprocă de a scrie o carte despre toată ticoloșia asta. Cu dragostea pușlamalei de Porta, a lui Pluto și, bineînțeles, a bătrânului. În ultima seară am mâncat marmeladă și prăjituri de casă, în acompaniamentul unui concert de muzică ușoară transmis la radio. Barbara se învoise pentru garda de noapte, dar petrecerea nu reușea să se dezghețe. Afară furtuna mugea și ploaia împroșca ferestrele cu rafale intermitente. Sunt unele clipe, spuse Țep, uitându-se trist la pahar, în care sunt aproape fericit cu paralizia mea. Închipuiți-vă viața în tranșee pe o vreme ca asta. Margaret se duse să doarmă la Elizabeth, să ne lase pentru ultima noapte, mie și Barbarei, camera în deplină stăpânire. În clipa când să plece cu așternuturile, Margaret se întoarse din drum, își încoloci brațele în jurul gâtului meu și, cu ochii plini de lacrimi, îmi spuse cu gravitate. Ai grijă de tine, Sven. Nu trebuie ca bătrânul să-i scrie Barbarei peste câteva săptămâni. Apoi mă sărută și plecă repede. A doua zi dimineața, mi-am îmbrăcat iarăși uniforma detestată și mantaua lungă, cenușie. Ranița era umflată cu bunătățile pe care le înghesuiseră în ea femeile. Două checuri enorme făcute de Barbara, două borcane cu dulceață din partea lui Elizabeth, șunca afumată, cadou de la Margaret, și două pere glasate din ultimul colet primit de Țep. Mă necaseră lacrimile și oricâtă bunăvoință aș fi avut, nu vedeam cum aș putea mânca vreodată toate aceste bunătăți. Apoi mi-am prins centura cu pistolul greu în jurul mijlocului, mi-am aruncat masca de gaze pe umăr și, la sfârșit, mi-am pus chipiul negru. M-au condus toate trei la gară. Am șters cu buzele lacrimile care curgeau din ochii Barbarei. Nu plânge, Babs! Este un rămas bun, nu un adio. Sven, promitem că vei avea grijă! Când se auzi fluierul, mă sărutară toate trei în semn de prietenie, de dragoste. Adio, truscavițe! Adio, oaza mea! Adio, încăperi liniștite cu paturi proaspete și curate! Adio, femei cu părul lung, înmirezmat! Mi-am apăsat fruntea pe geamul aburit al compartimentului și am dat frâu liber lacrimilor să-mi curgă pe obraj. O gheară înghețată îmi strânse inima când am văzut cât de mult se schimbase. Părul îi era cenușiu, pielea gălbuie și pungi negre, mari, îi marcau ochii obosiți. Era slab și gârbovit, iar uniforma spânzura în falduri moi pe trupul lui subțire. Sărmanul, sărmanul bătrânul! Pluto avea exact aceeași înfățișare ca bătrânul. Von Bering le semăna până la confuzie. Toți aveau aceeași înfățișare. Toți? Cei care mai rămăseseră, bineînțeles. Fusesem 6.000 la început. Acum eram 7. 7 bărbați. 7 supraviețuitori. Războiul se desfășoară după planul stabilit. Se așezară în jurul prăjiturii și o contemplară îndelung, ca și cum ar fi fost vorba despre ceva sublim, sfânt. În cele din urmă, Porta întinse mâna, dar bătrânul îi dădu o lovitură zdravănă cu lingura peste degete. O prăjitură făcută de femei adevărate trebuie să fie savurată după toate regulile artei, nu cu unghii negre și cu mâinile jegoase. Toată lumea aprobă această profesiune de credință și a fost pusă masa cu două șervete proaspete în chip de față de masă și capacele gamelelor în chip de farfurii. Spălatul pe față, curățatul unghiilor, periatul părului și al uniformelor, o cârpă trecută peste bocanci, ne-au luat 20 de minute. După care ne-am așezat la masă. Am mâncat în reculegere prăjitura Barbarei, bând sucul preparat de Margaret. A fost bine acolo? A fost formidabil. Așteptau de la mine o istorisire amănunțită, bogată în parfumuri, culori și sunete uitate.
Am gândit vag. Acum trebuie să dai tot ce ai mai bun în tine. Am reflectat un timp și am început. Veșmintele lor erau cele mai curate pe care le-ați văzut vreodată. Când se aplecau să schimbe așternuturile sau să întindă cearceaful, se simțea mirosul acela de lenjerie proaspăt călcată, puțin scrobită, care abia a fost scoasă din șifoner. Un miros cu totul străin de orice murdărie, un miros uscat, puțin de ars. Când nu erau de serviciu, purtau hainele lor, care erau la fel de imaculate și miroseau a ceva ușor, ceva cald și proaspăt în același timp. Aveau rochii. Mi-amintesc de una din ele, din mătase azurie, cu păsări albe și cenușii. Avea mâneci scurte și era plisată în jurul gâtului, cu pliuri care se desfăceau pe spate și pe sâni. Când trăgeai de un cordon de mătase albă, îi dezveleai umerii, dar trebuia să deznoți și cordeluțele de la mânecile bufante. Era rochia Barbarei. A Barbarei mele, Margaret, a lui Hugo, avea o rochie de un roșu frumos ca flacăra, dintr-un soi de țesătură de lână, care îi se mula pe trup ca un strat de vopsea. Când se răsucea pe călcâie, ai fi zis că e o flacără. Și apoi mai era alta care purta o fustă plisată ce se desfășura în jurul ei și urma mișcările întotdeauna cu o mică întârziere. Am închis ochii ca să o revăd mai bine pe Barbara și am continuat pe un ton care era aproape un imn de glorie. Cea care avea o rochie azurie, a mea, Barbara, odată ce erau desfăcute cordeluțele și găseam cele două capse și agrafa, într-o parte, toată rochia aluneca la pământ și ea stătea acolo, în picioare, pe un fel de nor albastru risipit în jurul gleznelor. Erau la fel de curate, la fel de minunat înmirezmate, ca și veșmintele lor. Înmirezmate? Da, Porta, lasă-mă să vă explic. Erau la fel de curate ca o pușcă înainte de inspecție, la cazarmă. Părul lor strălucea ca Dunărea într-o noapte de iarnă, când razele lunii fac gheața să scânteieze cu mii și mii de diamante. Și trupurile lor aveau parfumul pădurilor din Berezina într-o dimineață de primăvară, după ploaie. Vă puteți închipui? Timp de ore întregi a trebuit să descriu astfel minunile lumii în care trăisem. Nu se mai săturau și nu-și credeau urechilor. E un lucru pe care nu-l înțeleg, spuse Pluto. Cum se face că, după ce ai dus un trai de pașă, cu prăjituri și friptură de rață și tot acâmul, un harem care să te răsfețe și să te legene noaptea, te-ai întors gras ca un băț? A trebuit să le explic atunci cum Ștege, eu, Țep și un al patrulea cumpărasem, pe 300 de țigări, după ce ni se vindecaseră rănile, două sticle cu apă infectată, una cu germen de tifoidă, celălalt cu microb de holeră. Ștege nu v-a povestit asta? Toți am fost bolnavi de era să crăpăm. Țep mai ieși acum paralizat până la brâu și al patrulea tip a murit. Am rămas în carantină timp de 19 zile și după aceea mi-a fost imposibil să înghi ceva. Barbara și o poloneză m-au hrănit cu lingurița. Mi-au făcut injecții cu tot soiul de porcării, glucoză, ser fiziologic și tot restul. Și acum m-au declarat apt cu 6 săptămâni mai devreme. Ai Hitler! Aveau și ciorapi cu călcâiul întărit? Bineînțeles. Vând din cap, schimbar o privire disperată. Hei, Sven, știi că toate permisiile au fost anulate? Spuse Porta, ca și cum constatarea aceasta ar fi explicat ceva. Băieți, am spus, e o șmecherie de care nu m-am prins. Ce-i? Dacă aș ști. S-a întâmplat ceva cu voi, dar nu știu ce. A scăpat de foame cât am lipsit, asta am înțeles. Dar trebuie să fie altceva. Am avut aceeași impresie cu von Bering când am ieșit la raport. Nu mai spui nici măcar un singur cuvânt, murdar, Porta. O priviră. Apoi se priviră unul pe altul. Sau mai exact, s-a oferit să se privească unul pe altul. Așa cum fac oamenii când de față cu ei se vorbește despre un lucru interzis. Atmosfera a devenit brusc ireală în cabana dărăpânată. Ireală și, pentru mine, care îi cunoșteam atât de bine, înspăimântătoare. Porta se ridică, se duse în fața ferestrei, întorcând spatele încăperii. Am insistat cu disperare. Bătrâne, măcar tu spunem ce nu-i în regulă. S-ar crede că ați îngropat pe cineva. S-ar crede că sunteți cu toții morți. Ultimul cuvânt provocă o străfulgerare în mintea mea. Nu sunt superstițios, iar ceea ce s-a petrecut deodată în creierul meu nu avea nimic deosebit, nici inexplicabil. Brusc, i-am dat seama că erau morți. Morți, fără niciun fason, fără niciun mister. Își pierduseră orice speranță că vor scăpa cu viață.
Lumea pe care o zugrăvisem și viețile lor nu mai aveau niciun suport real. Utopia marii prăbușiri nu se realizase. Revoluția care avea să șteargă toate nemulțumirile și să încheie toate socotelile la întoarcere nu era decât o simplă himeră, o corabie fantomă pe oceanul negru al morții. Chiar și cel mai puternic punct de legătură al lui Iosef Porta cu lumea, refugiul său preferat, pântecul cald al femeii, își pierduse orice semnificație. Nu că s-ar fi purtat într-un fel mai puțin imoral sau că ar fi lăsat vreodată să-i scape orice șolduri rotunde i-ar fi căzut în mâini. Dar, așa cum a declarat el însuși câteva zile mai târziu, atunci când o avusese pe fata unui fermier și descrise zbenguielile lor cu precizia lui obișnuită, să te strici de râs, dar altădată îmi plăcea, cum s-ar zice, să mă privesc la treabă. Acum rămân în spatele cortinei, în vreme ce domnul Porta, primila lui Dumnezeu, e pe punctul să se destrăbăleze în fân. Dar ce se petrece de cealaltă parte a cortinei nu mă interesează deloc. Măcar dacă aș vedea pe pompier făcând exerciții sau pe Adolf bărbierindu jumătate din mustață înainte să zbiere discursul. Dar nu-i nimic interesant de văzut. Și chiar dacă ar fi ceva, cred că nu m-ar interesa. Normal, nu v-ați prins. Dar n-are nicio importanță, fiindcă nici eu nu m-am prins. Am încercat cu înverșunare să resping convingerea macabră că erau niște morți ambulanți. Nu puteam totuși să discut despre asta cu ei. Și apoi, într-o zi, fără menajamente, i-am întrebat dacă era efectul închipuirii mele sau dacă erau într-adevăr atât de pasivi, atât de deplin de resemnați pe cât aveau înfățișarea. Chiar dacă, în aparență, ne petreceam timpul ca întotdeauna. Chiar că nu știu ce să-ți răspund, spuse bătrânul. Toate permisiile au fost suprimate, zise Porta. Mai suntem 7 din cei 6.000 de la început, în 41, spuse bătrânul. Von Lindenau, Hinca, von Bering, plus onorabilii supraviețuitori din compania asta. Alahe mare, dar lista mutilaților, a morților și a dispăruților este încă și mai mare. Ascultați! Glasul meu era ascuțit, gâfâitor și teama îmi strângea măruntaiele. Nu puteți lăsa baltă înțelegerea. Cartea pe care am promis-o să o scriem. S-a uitat la mine și m-a cuprins panica. Părea că nu mă mai recunosc. Sau mai degrabă, mă cunoșteau mai bine decât mă cunoșteam eu însumi și aveau pentru mine cea mai caldă și cea mai adâncă milă, pentru că mă încăpățânam să nutresc speranțe absurde și aveam veșnic inima neliniștită, bătând nebunește ori de unde sufla vântul. Când o să scrii terfeloaga, spuse Porta potrivind muștiucul flautului, sărută toate fetele pentru mine. Nici dracu nu o să-și citească hârțoaga, pentru că nu o să ofere publicului povestea frumoasei secretare și a elegantului băiat al patronului, blocați prin forta împrejurărilor într-o cameră cu două paturi, sau cea a infirmierei și a chirurgului celebru. Tot ce vrei, dar nu cu pârnâia jegoși și dezgustători. Nu o să te îmbogățești niciodată cu asemenea terfeloagă. Li se rupe oamenilor de ea. Dacă e vorba să-ți dau un sfat, e să te faci criță, bând în amintirea noastră, în ziua când o să sfârșești să o scrii. Am făcut eforturi să improvizăm un Crăciun 43 cât mai autentic putință. Ba chiar plantasem un pin într-o veche ladă de muniții. Propaganda sovietică în prima linie. În domeniul propagandei, rușii dădeau dovadă de un extraordinar spirit inventiv. Uneori ne înșirau niște minciuni atât de gogonate, încât niciun om normal nu le-ar fi înghițit. Dar noi nu mai eram oameni normali și chiar și retlicurile cusute în mod evident cu ață albă, sau ar trebui să spun cusute cu ață roșie, își făceau efectul. Ele stârneau în noi fermentul îndoielii și al urii, ne adânceau starea de deprimare, astfel încât autorii lor culegeau roade bogate. Și nici nu mai pomenesc de oamenii care treceau de partea cealaltă sau se lăsau prinși de bunăvoie, uneori cu întreaga unitate, cu subofițeri cu tot. Aceștia totuși încă puteau fi numărați cu ușurință. În ceea ce ne privea aproape pe toți, disciplina prusacă și propaganda lui Goebbels despre grozăviile paradisului sovietelor ne țineau lațul în jurul gâtului. Chiar și fără asta, ultimele rămășițe ale bunului simț ne-ar fi reamintit, ținând seama de felul în care armatele germane pustiseră URSS-ul, că rușii ar fi trebuit să fie al naibii de cum se cade pentru a ne primi cu brațele deschise, așa cum ne promiteau oratorii lor. Ceea ce vreau să spun în primul rând este că propaganda sovietică avea un efect paralizant asupra oamenilor care preferau să se abțină să dezerteze. Îi lăsa cu mintea răvășită,
inaptă pentru orice raționament sănătos. De altfel, erau atât de binevoitori încât găseau argumente șoc. Degeaba ne toți spuneau că era vorba pur și simplu de propagandă, dar era, în orice caz, o propagandă bine fundamentată. Aveau dovezile lor. Iată un exemplu difuzat de zeci de megafoane. Camarazi nemți, alăturați-vă prietenilor voștri sovietici. De ce să degerați în tranșeele voastre? Veți găsi la noi casă și masă. Fete drăguțe și devotate vor veghea să nu vă lipsească nimic. Veți primi rații de 3 ori mai mari decât cele pe care naziștii catadixe să vi le dea. Caporalul Freiburg va veni acum, din nou, la acest microfon, să vă confirme adevărul spuselor noastre. Se află la noi de 2 ani. A vizitat toate leagărele noastre pentru prizonierii de război și a avut posibilitatea să constate că nu seamănă cu nimic din ceea ce își închipuie lumea în mod obișnuit. Lagărele noastre sunt instalate în mari hoteluri sau în mari tabere de vacanță și nicio cameră nu este ocupată de mai mult de 2 perechi deodată, 2 bărbați și 2 femei. Dar iată-l pe caporalul Freiburg, care va vorbi el însuși despre traiul său în Rusia sovietică. În acel moment, din alt glas, turui vesel. Salut, camarazi din regimentul 27 blindate! Aici caporalul Jürgens Freiburg, din regimentul 309 grenadieri. M-am născut la 20 mai 1916 la Leipzig și locuiam la numărul 7 pe Adlerstrasse, la Dresda. Am căzut prizonier la ruși în august 1941 și de atunci trăiesc mai bine decât am trăit vreodată în Germania. Am vizitat aproape toate lagărele din Rusia și pot afirma că fiecare om are tot ce își poate dori. Timp de un ceas bun, descrise acel Eden în care trăia, între altele, meniul pe o săptămână. Meniu care cuprindea bunătăți precum caviarul, friptura de porc, de gâscă și de porumbel, încât ne lăsa gura apă doar auzindu-le numele. 2 soldați germani fusese răprinși. Am intrat în urma lor în încăperi frumoase unde așteptau mese uriașe încărcate cu merinde, filmate în prim plan și din toate unghiurile posibile. Mulți dintre noi salivau și mestecau un gol fără să-și dea seama. Și cred că dacă proiecția ar fi durat mai mult, întregul regiment 27 blindate s-ar fi năpustit la asaltul ecranului. Scena următoare se petrecea într-o încăpere luxoasă, dominată de prezența unui pat mare în mijloc. O fată drăguță se dezbrăca încet în fața unui infanterist neamț. Își dătea jos, veșmânt după veșmânt, unduindu-se și răsucindu-se cu grație înaintea soldatului. Când a ajuns complet goală, l-a dezbrăcat pe soldat și apoi a urmat o ședință de pornografie a cărei perversitate ar putea fi cu greu egalată. O tăcere înăbușită plutea peste tranșeele germane. Mulți oftau sau scoteau în mod inconștient sunete ciudate. Era, în același timp, ceva îngrozitor și demn de milă. Bravo, Ivan, bravo! Pune iar aceeași chestie! Bis! Bis! Toată tranșea urla și aplauda în cadență. Apoi difuzoarele bubuiră și tot stăcură. Camarazi, nu vă lăsați uciși pentru o cauză care nu e a voastră. Să vină esesiștii și eroii de salon al lui Göring, care trăiesc pe picior mare în țările ocupate, să lupte în locul vostru pentru Hitler și clica lui. Voi, adevărații veterani ai armatei germane, meritați mai mult decât josnicia asta. Alăturați-vă nouă, veniți cu noi. Aceia dintre voi care vor vrea să se înroleze în armata rusie și să lupte pentru adevăratele lor drepturi, vor fi primiți în rândurile noastre cu gradul lor actual. Dar pentru asta trebuie să vină acum. Nu așteptați să fie prea târziu. Uneori ne demonstrau, la modul obiectiv și fără comentarii, în ce fel Hitler își încălcase una după alta toate frumoasele sale promisiuni. Alteori, un medic sovietic ne explica cum să simulăm, ba chiar să contractăm într-adevăr anumite boli. Camarazi, aruncați armele și veniți alături de noi. Ar fi absurd să continuați să luptați. Porcii de naziști se folosesc de voi. Nu știți oare că o treime din Wehrmacht o duce ca Andrai în țările ocupate, al 4-lea an consecutiv, și mănâncă până când le plesnește burdihanul, în vreme ce voi crăpați aici de foame și de frig? Nu știți că altă treime din Wehrmacht stă liniștită în Germania și se culcă cu nevestele și iubitele voastre, în vreme ce voi îndurați toate lipsurile cu putință în patria cea mare a camaraților voștri ruși? Ascultați! Ascultați asta! Și toate căștile nemților zburau în sus ca să arate acordul nostru plin de entuziasm cu o declarație atât de demnă de crezare. O întreagă divizie saxonă a schimbat tabăra în frunte cu colonelul ei. În sectorul vecin cu al nostru,
Un regiment de rezervă originar din Turingia a trecut în No Man's Land cu toți ofițerii săi. De altfel, se întâmpla și ca dezertorii ruși să vină la noi sau ca prizonierii germani să ajungă în liniile noastre după ce evadaseră, cum făcusem eu însumi. Bineînțeles, nici vorbă de mari hoteluri în istorisirile lor, nici de mari tabere de vacanță. Majoritatea dintre ei, exact ca și mine, văzuseră de toate. Fuseseră uneori tratați omenește, alteori supuși la chinuri de neînchipuit. În anumite lagăre, rușii încercaseră într-adevăr să realizeze țelul propagandei lor și să-i convertească pe prizonierii de război la idealurile și doctrina socialismului. În unele, nu făceau nici cel mai mic efort în acest sens, în vreme ce în altele se arătaseră cu adevărat sălbatici, adesea însuflețiți de o dorință de răzbunare pe care nu pot găsi în mine puterea să o condamn. De exemplu, felul în care rușii erau măcelăriți atunci când SS-ul intra în acțiune sfidează orice rațiune, orice descriere, și când pentru naziștii învinși a sunat ora socotelilor, învingătorii atât de greu încercați și-au răscumpărat pe pielea lor mulțimea de suferințe și de chinuri. Nu încerc nici să înfrumusețez anumite tragedii, nici să găsesc scuze ori explicații. Vreau doar să semnalez că nu e greu să adun dovezi despre ceea ce a fost numit, printr-un eufemism, obiceiurile rusești. Dar cu acest fel de dovezi s-ar putea demonstra că obiceiurile rusești au existat într-o măsură mai mare sau mai mică în toate armatele. Eram uneori martorii unor fapte care ne lăsau muți de uimire. În timpul unui atac, de exemplu, câțiva dintre ultimii noștri soldați de 16-17 ani fusese reluați de ruși. În aceeași dimineață i-au trimis înapoi după ce le-au tăiat pantalonii de la uniformă, astfel încât păreau îmbrăcați cu pantaloni scurți. Pe spatele uneia dintre ei era prins cu ace acest mesaj edificator. Armata roșie nu luptă împotriva copiilor. Vii înapoiăm pe aceștia pentru a-i trimite înapoi la mămicile lor, care îi vor putea înțărca mai bine decât noi. Și povestea cu bătrânul subofițer. În compania a treia avea un subofițer în vârstă. Într-o zi, nenorocitul a primit o telegramă prin care era informat că familia sa murise în urma unui bombardament. Furios și disperat, bătrânul subofițer a dezertat, dar, spre uimirea noastră fără margini, s-a întors a doua zi spunându-ne că permisia pe care șefii lui o refuzaseră îi fusese acordată personal de comandantul diviziei rusești din sectorul de front din fața noastră. La început am crezut că își pierduse mințile, dar ne-a arătat o scrisoare parafată, adresată colonelului nostru, și un set complet de ordine de permisie rusești, completate și semnate în regulă pentru 15 zile, fără să punem la socoteală drumul dus și întors al trenurilor pe care trebuia să le ia. Von Bering mi-a transmis mai apoi textul scrisorii adresate colonelului von Lindenau. Iată-l. Stimate colonele, suntem profund surprinși că treburile merg atât de rău în armata germană, încât vă este imposibil să acordați o permisie unui biet subofițer care a pierdut totul. Dar armata roșie îi dăruiește prizonierului ei 15 zile de permisie și cu aceeași ocazie îl scutește de a se întoarce. Știu, stimate colonel von Lindenau, că probabil îl veți pedepsi pe acel subofițer pentru a fi fraternizat cu inamicul. Dar aș putea oare să vă sugerez să închideți măcar o dată ochii la ce s-a întâmplat și să aveți grijă ca acest nenorocit să poată pleca într-adevăr în permisie acasă? Nu este suficient de pedepsit prin pierderea întregii sale familii, ucisă în timpul acelui bombardament al Berlinului. Stepan Constantinovici Radion, general locotenent, comandant al diviziei 61 infanterie din Armata Roșie. Această scrisoare și ordinele de permisie rusești au fost înmânate comandantului nostru de divizie, general locotenent von Rechnagel, astfel încât să hotărască în cazul subofițerului Neamț care plecase să ceară o permisie de la ruși. Timp de câteva zile, întreg regimentul 23 blindate a așteptat neliniștit verdictul. În fiecare seară, rușii ne întrebau prin megafon dacă subofițerul obținuse în sfârșit permisia și de fiecare dată trebuia să le răspundem că nu. Se încheiaseră rămășaguri. Cei mai mulți dintre noi erau de părere că omul va fi împușcat. Erau pur și simplu obligați să-l pedepsească. Acest deznodământ nu putea fi evitat decât cu condiția ca întregul regulament al armatei să fie rescris. În sfârșit, grija noastră a fost liniștită. Bătrânul nostru subofițer obținuse permisia și arestul de rigoare timp de 3 zile pentru că își părăsise postul fără ordin, sancțiune ce avea să intre în vigoare la întoarcerea lui din permisie. El a la sine înțeles că rușii aveau și alte mijloace
mult mai tari de a face propagandă. Erau, de exemplu, așa numitele transmisiuni radiofonice, care începeau prin parodierea vreunui program de radio german, adesea grosolană, dar eficace și uneori spirituală. Era apoi concertul ascultătorilor. O voce experimentată de crainic de radio anunța suav: și acum, la cererea multor ascultători, veți auzi o primă compoziție specială pentru instrumente ușoare. Drept care, vreo 20 de mortiere de calibru mic și de mitraliere făceau bucăți parapetul tranșeei noastre, împroșcându-ne cu pământ și cu pietre. Și acum, dragi ascultători, iată o improvizație pentru orgile lui Stalin. Și atunci începea un tumult de sfârșit de lume, în vreme ce proiectilele rachetă ale faimoaselor orgi cădeau peste noi ca ploaia în tunetul exploziilor asurzitoare. Și, ca să terminăm acest festival în apoteoză, vă oferim acum un potpuriu de melodii variate interpretate de întreaga noastră orchestră simfonică. A, glasul acela ironic, insinuant! Tot sectorul tremura de spaimă cât ținea uraganul care se năpustea peste capetele noastre. Îngrămădiți pe fundul tranșeelor, îi supravegheam pe cei de lângă noi, gata să-i doborâm la primul semn de nebunie. În armata germană existau mai multe unități de voluntari ruși. În afară de celebra divizie de trădători a generalului Vlasov, mai aveam câteva regimente de cazaci ce se dedau la cele mai înspăimântătoare atrocități asupra rușilor, care, în timpul luptei, cădeau din întâmplare în mâinile lor. Totuși, unitatea cea mai îngrozitoare dintre toate era un batalion de femei. Scorpiile acelea dezbrăcau prizonierii, îi legau de un pat sau de o masă și excitau până când ajungeau vrând nevrând în situația să le satisfacă poftele sexuale. Apoi, în timpul dezmățului, tăiau penisul victimei și îi lindesau în gură sau îi zdrobeau testiculele cu ciocanul. Porta a fost martor la o asemenea scenă și în aceeași noapte a doborât 7 dintre bacantele înspăimântătoare cu pușca lui cu lunetă. Când rușii puneau mâna pe vreun cazac sau pe una dintre Flinten Weiber, le întorceau cu vârf și insensat. Cele mai groaznice exemple de sadism se înmulțeau și câștigau teren din aproape în aproape ca o invazie de ciuperci otrăvitoare. Erau, de asemenea, mulți ucrainieni înrolați în batalioanele independente SS și alții înrolați individual în unitățile germane, cunoscuți sub numele de Hivis. Prescurtarea de la Hilfswillige, voluntari. Cu cât războiul se apropia de sfârșitul inevitabil și, pentru ei, cu atât mai înspăimântător, cu atât flăcăii aceștia erau mai sălbatici și mai greu de stăpânit. Din calcul sau din convingere, pariaseră pe calul care avea să piardă și descoperirea târzie a greșelilor îi transformase cuncetul în fiare turbate. Bineînțeles, se întâmpla ca unii dintre acești dezertori ruși, sătui de disciplina nemțească, să încerce să se întoarcă în armata sovietică. Ce se întâmpla atunci cu ei, n-am reușit niciodată să aflăm, fără îndoială că erau spânzurați pentru un altă trădare. Apoi, rușii au pus brusc capăt acestui dute vino. I-au trimis înapoi pe toți dezertorii ruși și ucraineni, survolând pur și simplu pozițiile germane și aruncându-i pe nepoftiți din avion, dar fără parașută. În buzunarul fiecăruia se găsea un plic galben, conținând un aviz de expediție întocmit astfel: circa 174 poliție militară returnează prin prezenta voluntarul SS Boris Petrovici Turgoiski, născut la Tiflis pe 8 martie 1919, care a dezertat din batalionul 18 SS la data de 27 decembrie 1943 la Lebed. A fost făcut prizonier de regimentul 12 Pușcași al Armatei Roșii. Dezertorul este înapoiat armatei germane prin grija locotenentului Borovici, pilot al forțelor aeriene ale Armatei Roșii. Proces verbal de primire. Prezentul proces verbal constată livrarea în condiții bune a dezertorului. Gradul, numele, unitatea. Rugăm a tăia, a completa și a înapoia acest proces verbal celei mai apropiate unități Armatei Roșii. Asemenea atrocități aveau asupra moralului nostru efectul unui anestezic. Eu însumi mă simțeam repede copleșit de resemnarea posacă camaraților mei, de încredințarea lor că eram cu toții pierduți și că nimic nu mai avea însemnătate din moment ce toți oamenii, fără excepție, nu erau decât niște animale pline de cruzime. Capitanul von Bering s-a apucat de băut. Nu demontaseră decât mitralierele. L-am căutat pe ultimul dintre ei și l-am întrebat cum naiba reușise tancul acela să intre în grajd.
Ne-a arătat, încântat, o hârtie pe care scria în germană: noi, echipajul vehiculului, am vândut această cutie de conserve fermierului Piotr Alexandrovici în schimbul unei vaci, amândouă jivinele fiind în perfectă stare de funcționare. Hai, Hitler! Și mai du-te la dracu, stimate membru de partid! În aproape toate fermele din Ucraina, mari sau mici, ne puteam aștepta să găsim o mașină sau un vehicul german de orice tip. Retragerea de la Kiev. Pretextul a fost că un Untersturmführer SS fusese omorât la marginea satului. În chip de avertisment pentru ceilalți locuitori din regiune, comandantul SS ordonase spânzurarea tuturor bărbaților și femeilor între 14 și 60 de ani. Au fost cu toții încărcați în camioane care s-au așezat în marșarier sub un șir de funii. SS-iștii le-au pus frânghiile în jurul gâtului. Apoi camioanele au pornit din nou. Un mârâit agresiv s-a înălțat din rândurile noastre atunci când am descoperit acest spectacol, care de altfel se încheiase. SS-iștii s-au uitat la noi nervoși și au strâns mai tare armele, în vreme ce ofițerii noștri ne-au ordonat să grăbim pasul pentru a evita o încăierare generală. Adversitatea dintre armată și SS era pe punctul să se transforme în conflict deschis. Himmler strivise orice încercare de a crea o rezistență organizată ostilă regimului căruia era câine de pază. Dar represiunea fusese, în ciuda tuturor lucrurilor, fără obiect, căci nu-și descoperise inamicul. De fapt, el zdrobise nevinovați. Adevăratul său dușman, cu toate că, evident, el nu știa aceasta, era teroarea pe care credea că o poate folosi după bunul său plac. Utilizarea fără discernământ la întâmplare a sfârșit prin a-l duce la pierzanie. Căci teroarea a ridicat rezistența germană până când s-a transformat în gherilă, ale cărei cronici n-au fost și nici nu vor fi vreodată scrise, pentru simplul motiv că nu există nicăieri vreo dare de seamă despre activitatea ei. Nu era o mișcare organizată, ci un ansamblu de inițiative întâmplătoare, la fel de puțin de făștișe și de întâmplătoare, în aparență, cum fusese acțiunea noastră când îl lichidasem pe Maier, porcul. Rușii ocupaseră jumătate din Kiev atunci când am sosit ca întărire. În interiorul orașului ne-am despărțit în mici grupuri de luptă care au pătruns separat în Kiev prin diverse puncte. Tancul meu mergea chiar în spatele vehiculelor lui Porta și bătrânului. Am coborât pe Vozduș-Vodskoe, apoi am traversat o linie de cale ferată și am mers în lungul străzii Diakova, unde toate casele erau ocupate de germani. În sfârșit, am plecat spre Pavolo, la marginea de nord a orașului. Manevrând printr-un labirint de străduțe și de treceri strâmte, am ajuns în zori la o veche uzină. 18 T-34 și 5 KV-2 erau aliniate în curtea întinsă, încadrate de echipajele lor aliniate în poziție de drepți pentru raportul de dimineață. Apariția bruscă a tancurilor noastre, la mai puțin de 20 de metri, i-a paralizat cu desăvârșire. Le-am dat la o parte de la aparatul de ochire pe subofițerul nostru lipsit de experiență și tunul, aruncătoarele de flăcări, mitralierele, au intrat toate deodată în acțiune. Porta și bătrânul au acționat din celelalte două tancuri cu aceeași promptitudine intrată în reflex. Soldații ruși au căzut ca popicele și în câteva minute am incendiat și distrus cele 24 de tancuri. După aceea, am plecat cu viteză maximă pe străzile laterale și am întâlnit o companie de infanterie pe care am pus aruncătoarele de flăcări și mitralierele, zdrobind sub șenile pe cei câțiva supraviețuitori. Și petrecerea continua. Incendii, distrugeri, masacre. O baterie antitank opri blindatul bătrânului cu un obuz în șenile. Am înconjurat un cvartal de case în viteză maximă pentru a ataca pe la spate bateria antitank. N-avea rost să-i rosesc muniția. Tunul și servanții lui, 8 la număr, abia dacă mi-au încetinit goana. Dar dăduseră foc tancului bătrânului și omorâseră 2 dintre oamenii lui. Bătrânul veni în tancul meu și ceilalți 2 se cățărară pe blindatul lui Porta. Toată ziua se scurse astfel, epuizantă, monotonă, într-o tensiune permanentă care ne scotea din minți. Când ne-am întors la baza de operații, compania a 5-a nu mai avea niciun tank, iar colonelul von Lindenau murise, ars. Întregul Kiev era în flăcări. Nu există vreun alt fel de luptă care să te ducă mai repede la nebunie decât lupta de stradă. Înaintând sau retrăgându-te din ușă în ușă, nu știi niciodată ce se poate întâmpla de la o clipă la alta. Nici care fereastră ascunde un inamic gata să te împroaște cu gloanțe, să strântească în cap o grenadă sau chiar un bolovan.
Gloanțele șuieră trase din locuri pe care nu le poți descoperi și ești obligat să aștepți, răbdător, ascuns în spatele unui stâlp subțire. De mai multe ori a trebuit să părăsim câte o casă, pentru că se prăbușea sub picioarele noastre, făcându-ne să cădem prin podele și tavane câte 3 sau 4 etaje. Uneori ajungeam să purtăm lupte dure, corp la corp, încăiereri scurte, de o sălbăticie fără seamă, baioneta sau lopata de infanterie. Și în tot acest timp orașul ardea, exploda, urla din mii de piepturi răbășite la o temperatură de 40 până la 50 de grade. Uriașul pod de pe Nipru sărise în aer. Se mai ridicau deasupra apei doar câțiva arici gigantici de fier contorsionat. Mândria orașului, puternicul post de radioemisie cu antenele sale de oțel, nu mai era decât o grămadă de grinzi și cabluri într-o încurcătură de nedescris. În marile abatoare zăceau mii de schelete stropite cu acid. Sute de tone de semințe de floarea soarelui stropite din belșugul benzină ardeau ca niște ruguri gigantice. Atelierele de montaj pentru locomotive semănau cu un cimitir de elefanți. În timpul retragerii, ura noastră împotriva SS-iștilor a izbucnit și s-a exprimat adesea într-o manieră palpabilă, până când nicio unitate SS n-a mai îndrăznit să se deplaseze în timpul retragerii, având în spate trupe obișnuite. S-a întâmplat nu odată ca rușii și nemții, adăpostiți de o parte și de alta aceleia străzi, să înceteze să se măcelărească reciproc când sosea o unitate SS, astfel încât nemții să poată să extermine în liniște pe cei ce purtau uniformele atât de detestate. Apoi, lupta continua între soldații cinstiți ai celor două armate. Într-o zi, puțin înainte să se crape de ziua, am ajuns într-un sector din apropiere de Berdicev, unde lupta era gata să izbucnească. Se afla acolo un regiment de infanterie de rezervă. Neavând nici măcar un tank, și noi eram tot infanteriști. Ca întotdeauna, locul nostru era în față, în No Man's Land. Am săpat adăposturi individuale strâmte, peste care tancurile rusești urmau să treacă fără prea mare pericol pentru noi. Jmecheria era aceea că, de îndată ce tancurile rusești depășeau posturile noastre înaintate, noi aveam să le nimicim primii infanteria cu aruncătoarele de flăcări, cu mitralierele sau cu armele pentru lupta corp la corp, baionete și lopeți de infanterie. În spatele nostru, grenadierii erau ținta unui bombardament violent. Ceasurile treceau și duelul de artilerie creștea mereu în intensitate. Apoi, la ora 3, a survenit o scurtă acalmie. Tirul s-a mutat mai în spate și barajul de artilerie a dat înapoi până dincolo de pozițiile noastre, reîncepând cu o furie de 2 ori mai mare. Spectacolul din fața ochilor noștri aproape că ne-a făcut să cădem lați. Prin ceața care plutea la nivelul solului se ne pusteau haite de 3-34 și în urma lor înaintau grupuri compacte de infanteriști cu baioneta la armă. Brusc, în groapa mea se făcu noapte și căzu o mică avalanșă de pământ. O sudoare înghețată începu să-mi șiroiască pe frunte. Îmi tremurau genunchii. Apoi alt tank trecu pe deasupra capului meu și apoi încă unul. Mitralierele începură să împroaște cu gloanțe, însoțite de bubuitul tunurilor. Asta însemna că pornise duelul dintre tancurile rusești și grenadierii și tunurile noastre antitank. Încă mai ezitam să-mi scot capul din adăpost, de teamă să nu fiu decapitat de vreun T-34 întârziat. Dar atunci când am auzit răpăitul unei mitraliere în apropierea mea, m-am ridicat încet. La mai puțin de 50 de metri distanță, fusese pusă în poziție de tragere o mitralieră grea, care era înconjurată de vreo duzină de pifani ruși. Am îndreptat aruncătorul de flăcări spre ei și am apăsat pe trăgaci. Un muget înăbușit a însoțit șuvoiul de flăcări roșii. 2 dintre infanteriști s-au ridicat pe jumătate, dar au căzut imediat la loc, arzând ca torțele. Altă mitralieră deschise focul în direcția mea și m-am băgat repede în adăpost, oprind în același timp aruncătorul. De data aceasta am acționat cu mai multă grijă, sprijinind țeava aruncătorului pe marginea gropii și ochind prin periscop. Am apăsat pe trăgaci. Mitraliera tăcu. Apoi veni al doilea val de tancuri și acum nu mai era de glumit, fiindcă știau că ne aflam acolo, în gropile noastre. Metoda de luptă corp la corp între pifanul din carne și oase și un tank de 62 de tone este următoarea. Infanteristul care nu se teme de nimic, așa cum spune regulamentul, sare afară din groapa lui, atacă tancul din față, se aruncă pe el agățându-se cu o precizie perfect regulamentară de cârligul de remorcare, fără să lase nicio clipă mina magnetică pe care o ține în mâna cealaltă.
Într-o clipă am fost lac de sudoare din cap până în picioare, din cauza efortului violent pe care l-am făcut pentru a mă cățăra pe monstrul uriaș ce se năpustea înainte cu viteză maximă. Slavă Domnului! Echipajul unui T-34 nu poate vedea nimic pe o rază de 10 metri în jurul tancului. De mai multe ori era gata să fiu aruncat la pământ. Mâinile îmi sângerau, unghiile mi se rupseseră. Dar războinicul neîmblânzit a rezistat vitejește și a lipit mina în locul indicat, pe coroana de oțel din spatele turelei. Apoi a tras de capul detonatorului, a sărit jos și s-a aruncat într-un crater unde se mai aflau 12 infanteriști și o mitralieră. 5 secunde mai târziu se auzi o explozie năbușită și tancul se opri cu botul într-o groapă de obuz. Când veni următorul tank, soldatul neînfricat luă una din minele grenadierilor și sări cu ușurință pe blindat, smulgându-și și rupându-și alte unghii. Treaba aceasta devenise o rutină, ca orice altceva. Până la ce punct această obișnuință putea fi eficace, mi-am dat seama când am văzut o bucată de turelă care, după ce străbătu prin aer o traiectorie elegantă, s-a înfipt în pământ la 30 de centimetri de mine. Cred că nu cântărea mai puțin de jumătate de tonă. Artileria noastră antitank respinsese blindatele inamicului, hărțuite cu mine și bombe magnetice. Apoi tunurile rusești intrară din nou în joc și toți grenadierii noștri, toți recruții cei noi din regimentul 27, își luară picioarele la spinare și dispărură în spate. Chiar și noi, veteranii, mă lipsiți de pofta lor de a o rupe la fugă, le-am urmat exemplu. Infanteria sovietică se năpusti pe urmele noastre strigând: „Trăiască Stalin! Trăiască Stalin!” Un bătrân major încercă să ne oprească, să ne oblige să dăm piept cu infanteriștii ruși, dar pistolul automat i-a fost smuls din mâini și a murit strivit de bocancii soldaților nebuniți. Nu știu ce ne-a făcut să ne întoarcem, dar ne-am oprit, i-am înfruntat pe ruși și ne-am luptat cu ei corp la corp. Am apucat cu amândouă mâinile pușca unui mongol și am încercat să-i o smulg. El s-a ținut bine, dar eu am insistat, mârâind amândoi ca două fiare sălbatice, fiindcă știam că unul dintre noi trebuie să moară. Însuflețit de o demență ucigașă, i-am luat în cele din urmă pușca și, iute ca fulgerul, am înfipt baioneta în spatele soldatului care își pierduse echilibrul. S-a prăbușit urlând, smulgându-mi pușca în cădere. A trebuit să apăs cu piciorul pe spatele lui să scot baioneta. Apoi m-am năpustit, urlând ca un nebun și ținând baioneta în față ca pe o lance. Am străpus un rus cu atâta forță încât lama i-a ieșit prin spate. A strigat cu gura căscată larg. Nu se auzeau decât mârâieli și urlete ca de fiare sălbatice, ieșite dintre buzele crispate pe fețe schimonosite. Deodată mângheță sângele în vine. N-am uitat cu gura căscată la cer, din înaltul căruia cobora urlând spre noi un roi de rachete strălucitoare cu cozi lungi de flăcări, șuierând și vuind mai tare decât toți dracii din iad, într-un tumult infernal care îmi zdrobea treptat nervii. Lipiți de pământ, urlam și plângeam îngroziți. Erau orgile lui Stalin, cel mai înspăimântător instrument de distrugere și demoralizare al tuturor timpurilor. După 36 de ore de lupte îndârjite, ofensiva rusească a slăbit și a dat înapoi. La sfârșitul bătăliei, atât rușii cât și noi ajunsesem iarăși pe pozițiile de la început. A urmat un duel îngrozitor de artilerie, un uragan de 6 zile și 6 nopți care le-a zdruncinat multora nervii. O pădurice a fost rasă în 2 ore, în așa fel încât la sfârșitul bombardamentului nimic nu mai amintea că acolo fuseseră vreodată copaci. Zăceam apatici în viziunile noastre, privirea tulbure și ochii injectați de sânge. Nici vorbă să discutăm. Chiar țipând în urechea celui de lângă tine, era cu neputință să te faci auzit. Odată mai mult, porta și bătrânul m-au ajutat să nu-mi pierd mințile. Mi-ajungea să-i văd nepăsători în mijlocul infernului asurzitor pentru a-mi regăsi imediat liniștea. Bătrânul trăgea din pufăitoarea lui și porta cânta la flaut cu pisoiul Stalin cuibărit pe genunchi. Nimeni, nici chiar porta, nu putea auzi măcar o notă din ce cânta, dar el îi dădea înainte, gânditor și concentrat, fără să acorde cea mai mică atenție vacarmului. Poate ajunsese atât de nepăsător încât putea într-adevăr să asculte ce cânta. După amiaza celei de-a patra zile, von Bering apăru la intrarea adăpostului nostru. Arăta mai bolnav ca niciodată. Bătrânul îmi spusese că suferea de o dezinterie gravă și că trebuia să-și petreacă cea mai mare parte a timpului cu pantalonii în vine. Avea probleme și cu rinichii. După toate aparențele, n-avea să o mai ducă mult. Hârtia pe care ne-o dădu spunea următoarele: „Trebuie să le dăm oamenilor de mâncare.
Am trimis 4 echipe, dar nu s-a mai întors niciuna. Sunteți ultima mea speranță. Ne-am uitat unul la altul și l-am privit pe von Bering prăbușit pe o ladă cu capul în mâini. Bătrânul ridică din umeri și făcu un semn de încuvințare. Von Bering îi dădu și un raport prin care semnala statului major că toate liniile noastre telefonice fuseseră distruse. Cu marmitele în spate, am plecat printr-un peisaj lunar presărat cu cratere neregulate. Din cerul întunecat cădea fără încetare o ploaie de fier și de foc. Norii jos și grei erau amenințători. Bătrânul scutură din cap, părând neliniștit. Porta aprobă cu fața lipsită de expresie și ne-am urmat drumul. Ne-au trebuit 6 ore și jumătate să străbatem sectorul bombardat, care se întindea pe o adâncime de 4 kilometri, și 7 ore să ne întoarcem cu marmitele pline cu bob și carne fiartă. Înainte de a porni înapoi, m-am îndopat cât am putut, înfulecând până când chiar și popotarii au ezitat să ne mai dea de mâncare. Zicând că trebuie să ne îngrijim și de cină, Porta a vărsat în fiecare buzunar al mantalei câte o bucată de carne de porc fiartă. Când le-am pus din nou în spate, marmitele pline atârnau ca pietrele de moară. Porta îl puse pe Stalin la locul lui, în buzunarul special cusut în acest scop la mantaua sa. Împăcat ca întotdeauna cu soarta, cotoiul roșcat privea în jur, capul lui acoperit cu un chipiu, ițindu-se peste marginea buzunarului. Am luptat și sub pământ. Rușii începuseră să ne mineze pozițiile. Lipind urechea de pământ, puteam auzi târnăcoapele. Poc, poc, poc. Misiunea noastră era, bineînțeles, să săpăm alte tuneluri, să-i măcelărim pe geniștilor și să minăm pozițiile rusești. Lungiți într-o galerie, ascultam bătaia obsedantă a târnăcoapelor. Poc, poc, poc. Deodată, tăcere. Își terminaseră treaba? Oare vom auzi peste câteva minute un uruit înăbușit și vom fi îngropați de vii? Am așteptat. Și un sfert de ceas i-a furisit de lung atunci când pândești, cu urechile ciulite, într-o tăcere de moarte, un anumit zgomot. Un zgomot care nu se mai aude odată. Am așteptat o oră. Apoi, poc-pourile au început iarăși, aducându-ne din nou la viață. În spatele meu l-am auzit pe bătrânul răsuflând ușurat. Ne-am pregătit de acțiune. Bătrânul eșopti celor tineri și lipsiți de experiență. Nu încercați niciodată să înfigeți baioneta între coaste. Nu e o lovitură prea sigură. Loviți la gât sau în pântece, pieziși în vintre pe cât posibil de sus în jos și tăiați de jos în sus când scoateți lamă. Înaintam cu grijă prin galeriile atât de strâmte, încât uneori trebuia să ne târâm pe burtă. La cotitura unui tunel am căzut practic peste 4 ruși care săpau de zor cu târnăcoapele la 3 metri de noi. Ne-am apropiat de ei fără zgomot și baionetele au intrat în acțiune. Peste tot în jurul nostru, în tunelurile de legătură, ai noștri îi așteptau pe geniștii ruși care se pare că mirosiseră ceva. Eu, bătrânul, Porta și 6 tineri recruți am surprins o echipă de 8 geniști ce lucrau cu îndârjire în fundul unei galerii. În vreme ce noi ne-am ascuns, Porta strigă într-o rusă perfectă. Puteți să vă opriți, camarazi! A sosit schimbul. Rușii se întoarseră, dar nu ne puteau vedea în mandrele tunelului. Unul dintre ei întrebă. Trebuie să ieșim cu toții? Da, da, grăbiți-vă! Ceilalți sunt aici, vă așteaptă! Baionetele noastre străluciră în lumina slabă a lămpilor electrice. Un rus reuși să înfigă târnăcopul în burta unuia dintre băieții noștri, care începu să urle așa de tare încât a trebuit să-i tăiem gâtul. Au încercat să ne îngroape, aruncând în noi cu încărcături de exploziv. Într-o zi, l-am înmormântat pe Pluto, vlășganul cel cum se cade. N-am reușit să-i găsim capul, dar era chiar el, fără doar și poate. Odată mai mult a căzut în sarcina regimentului 27 să rămână în ariergardă într-un sector evacuat pe lățimea de 120 de kilometri pentru a masca o retragere masivă. Timp de cel puțin 24 de ore, sobele trebuiau să ardă, coșurile să fumege, mitralierele să tragă din când în când câte o rafală. Aveam de asemenea ordine să pregătim capcane. Cei 200 de oameni din compania noastră aveau de apărat un sector de 20 de kilometri. Primisem ordinul categoric să nu părăsim pozițiile sub niciun motiv, ci doar dacă rușii aveau să ne cotropească într-adevăr tranșeele. În plutonul nostru eram 30, față în față cu 4500 de pușcași siberieni, trupele din Armata Roșie, de care ne temea mai mult decât de oricare altele. Slavă Domnului! Timpul se scurgea mai ușor cu pregătirile. Legam la fiecare intrare de adăpost mine, care aveau să explodeze atunci când cineva ar fi împins ușa. Așezam butuci inofensivi în așa fel încât,
Dacă cineva ar fi vrut să-i ridice și să-i arunce în sobă, exploda o cutie cu cartușe. La intrarea altor adăposturi am pus, sub o scândură tăiată, un dispozitiv care urma să arunce în aer 50 de mine antitank îngropate în cerc, la 100 de metri de acolo. De ce pregăteam aceste capcane în loc să lăsăm totul baltă? Am mai spus-o. Timpul trecea mai ușor. Să nu le fi așezat ar fi fost la fel de inutil. După amiaza se scurse repede. Rușii nu păreau să-și fi dat seama că în fața lor nu mai era nimeni, exceptând o mână de zdrențăroși vai de capul lor. Noaptea a fost foarte greu de suportat. Nu îndrăzneam să dormim. De cel mai apropiat camarad ne despărțeau 50 până la 100 de metri și nimic nu ne apăra de atacurile patrulelor, ale faimoaselor patrule siberiene. Cu capul plin de gânduri negre, am stat toată noaptea lângă un morman de grenade și două mitraliere încărcate, scrutând cu disperare în beznă. În zori, rușii au început să bănuiască ceva. Am tras câteva rafale, dar au căpătat din ce în ce mai multă îndrăsneală, mergând până acolo, încât se uitau la noi de-a dreptul peste parapetul tranșeei lor. M-am dus la bătrânul și i-am spus: "Nu crezi că ar fi bine să o ștergem înainte să fie prea târziu? 20 de ore sau 24 de ore, ce mai contează diferența?" Bătrânul dădu din cap. "Sven, un ordin e un ordin. Și mai presus de toate, ceilalți se bizuie pe noi să le dăm un răgaz de o zi. Și așa o să le iasă sufletul. Măcar să le dăm o șansă să scape." Porta era și el de părerea mea. Dar bătrânul nici n-a vrut să audă, spunând că putem să ne luăm picioarele la spinare dacă doream, dar că el va rămâne pe loc, singur, dacă va trebui. "Bine, prost bătrân," țipă Porta furios. "Știi foarte bine că nu te lăsăm baltă, dar să nu spui că nu te-am prevenit." Înjurând când ne ținea gura, ne-am întors la posturile noastre. Cățăreați pe parapet, câțiva ruși ne făceau semn. Rafalele i-au trimis înapoi în tranșee, dar o clipă mai târziu erau din nou afară. Deodată, spre groaza mea nespusă, am văzut ivindu-se deasupra parapetului de la adăpostul meu o față bărboasă la nici 10 metri de mine. În mod reflex, am aruncat o grenadă și omul a fost ucis pe loc. Apoi sectorul s-a însuflețit. Rușii soseau grupuri să vadă ce se întâmplă și bătrânul recunoscu în sfârșit că era timpul să părăsim pozițiile. Goneam pe schiuri prin stepa acoperită de zăpadă. Din când în când, în spatele nostru se auzeau explozii. Erau glumele noastre capcană. Dar, în afară de aceste zgomote, totul era tăcut și trist. Pe șosea, la 2 kilometri distanță, treceau uneori tancuri rusești. După 5 zile de căutări, am găsit în sfârșit rămășițele regimentului 27, care fusese retras din luptă pentru refacere. Am fost numit Fahnenjunker și nu mi-a plăcut nici cât negru sub unghie. Până atunci fusem bine adăpostit în coloană. Acum trebuia să mă așez în fruntea celorlalți și să primesc raportul Kommandofeldwebelului, care, până de curând, fusese superiorul meu. Aveam impresia că mă dau din plin în spectacol în fața întregii lumi. Camarazii se prăpădeau de râs. "O clipă mai târziu," spuse cu același glas șerător, "când o să faceți revoluție împotriva naziștilor și a generalilor, să nu uitați să-i trageți lui Adolf 2 zvasturi bune în bot din partea mea." "Îți promitem, Porta," răspunse bătrânul. "O să-i tăbăcim atât de bine mutra în numele tău, încât ai fi obosit al naibii, dacă ar fi trebuit să o faci chiar tu." "Bine." Se lăsă tăcerea. Făitoarea bătrânului sfârâia, furioasă. "Ei, bătrâne, ai instrumentul la tine?" Bătrânul scoase din buzunar muzicuța. Cântă-mi bucata cu fata blondă care își peria părul așezată pe o stâncă. Bătrânul se supuse și eu am început să cânt cuvintele în surdină, în vreme ce Porta privea fix tavanul. "Ich weiß nicht, was sollen es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alter Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn." "Eu nu știu ce poate să fie, că-mi sună mereu în urechi, cu veșnica-i melancolie, un basm din zilele vechi." Plângeam. Porta șopti. "Și acum, Iosef Porta, Stabsgefreiter din grația lui Dumnezeu, se va întoarce la cel de sus." "Nu-i ușor. Promiteți-mi să aveți grijă de Stalin. Aș vrea să-l văd înainte să ridic ancora." Bătrânul apropie pisoiul de ochii lui Porta. "Să nu uitați de zvasturile mele pentru Adolf și Himmler. La revedere!" Un lichid negru gălbui îi se scurse încet din colțul buzelor întredeschise și mâinile sale le strânseră mai tare pe ale noastre. Apoi strânsoarea lor slăbi. Iosef Porta murise.
pe patul de sârmă ghimpată. Cu toate că nu mi-am dat seama în acel moment, a doua ședere în spital a marcat o cotitură în viața mea. Rămăsesem ca mort, încurcat în sârma ghimpată, dar mă salvaseră totuși și mă expediaseră la atelierul de reparații. După ce m-am vindecat, m-au trimis la școala de tanchiși Wünschdorf, la Berlin, pentru o instruire rapidă de ofițer înainte de a mă întoarce la regiment. Acolo, la Berlin, printr-un ciudat joc al hazardului, am ajuns curierul conspirației urzite împotriva lui Hitler. Dar aceasta este altă poveste. Într-o dimineață, pe vremea când mai eram în spitalul din Franzenbad, un individ mic și îndesat, de vreo 25 de ani, se opri în dreptul patului meu și spuse cu cel mai răsunător accent vienez pe care mi-a fost dat să-l aud vreodată: "Salut, bătrâne! Mă cheamă Ernst Stolpe. Sunt dintr-al șaptelea vânători. Am păianjen la mansardă și V2 în stratosferă și chiar și un certificat ca să dovedesc. Ginește aici!" Mi-a întins un certificat care era de fapt visul oricărui soldat cu mintea întreagă. Obergefreiterul Ernst Stolpe din batalionul 7 vânător de munte poate fi considerat grav rănit datorită celor 3 leziuni importante de la cap. Nu trebuie să fie în niciun caz obligat să îndeplinească munci dificile sau constrâns să poarte echipament greu, în special casca de oțel. În caz de atac, trebuie trimis imediat la cel mai apropiat spital militar. Standort Lazaret 40, Paris. Dr. Wachsmund, Oberstabsarzt. E în regulă, nu-i așa? Auzi, tu nu ești Diliu? Dacă ești, trebuie să-mi spui, fiindcă nu-i bine să ne facem concurență. Eu duc scrisori și mesaje pentru o mulțime de țigniți de la statul major și de la garnizoară. Da, ăștia-s liberi. Când am nevoie de o vacanță, trântesc un pumn în botul unui ofițeraș, îi adresez cel mai dulce zâmbet și arăt certificatul. Atunci mă trimit la spital. Când o să te pui pe picioare, te duc să vezi Franzenbad, Eger și Praga. Vrei să știi cum am eșuat în fabrica asta de Dili? Desigur. Nu mai zâmbisem de câteva săptămâni. Îi trimisem Barbarei o telegramă și ea se transferase la Franzenbad pentru a fi cu mine. Dar moralul nu mi se îmbunătățise. Eram atât de doborât, de disperat. Barbara își făcea o mulțime de griji din cauza mea. Atunci, cască-ți urechile, pițigoiule, și ține-le așa, urmă el. Prima dată când mi-au crăpat tărtăcuța a fost în Franța, într-un vagon de tren. Un trunc de copac care m-a pocnit în ceafă ca un glonț. Fractură craniană. Spital, convalescență, ieșire. După 2 săptămâni, mi-am arătat unui tip cum se conduce o motocicletă. Mi-am luat mâinile de pe ghidon și, ghinionul dracului, o pușlama pusese un gard exact acolo unde voiam eu să merg. Am țâșnit ca o rachetă spre cer și m-am trezit într-o adăpătoare. Adăpătoarea rezistă loviturii, căpățâna mea nu. Fractură craniană plus o claviculă bucăți. Spital, convalescență, ieșire. Fără certificat de vindecare. După 6 săptămâni, am luat-o de la capăt. De data asta într-un stâlp. De acum i-am zis, trebuie să iau taurul de coarne. Ei bine, bătrâne, e tare greu să înțelegi ce dificil e să te recunoască lumea de Diliu. Să-și certifice negru pe alb că ai o gaură în creier. Asta, fără îndoială, pentru că cei mai mulți soldați germani au mai multe găuri în creier. Tăticu, mi-am zis, trebuie să dai din coate, până când mușcă momeala. Am început prin a-i sparge nasul doctorului de serviciu. Era mândru de râtul lui. Tipul a plâns după el. V-a plăcut? I-am zis. Mă numesc Ernst Stolpe. Zero. Într-o după-amiază mă duc să o caut pe maica stareță, o fecioară fleșcăită de vreo 50 de primăveri și spun: "Dă-ți jos izmenele, Cleopatra, am ceva să zic." Nici asta n-a mers. Presupun că a crezut că vorbesc serios și a luat dorințele drept realitate. "Bine," mi-am zis, "un vașnic soldat german nu se dă bătut niciodată. Am nevoie de un ciocan." Am făcut rost de un ciocan și am așteptat momentul potrivit. Apoi, într-o zi, am intrat în camera unui maior. Îl salut politicos și admir frumosul bârlog particular. Apoi cad în extaz în fața unui ceas. O drăguță de mașinărie din aur, o adevărată bijuterie. Îl întreb dacă e solid. Nu-mi răspunde. Îi curg balele după galoanele de general. Îi fac ochiul, scot ciocanul și zdrang peste ceas. Vedeți că nu prea era solid, îi zic. Și șterg ciocanul în vreme ce el rămâne agățat de cordonul soneriei. Era marfă proastă, îi zic, și dau 2 fenici să-și ia un bilet de loterie. A smuțit jumătate din spital.
dar am topit și am coborât la bucătărie, unde le-am rânjit tuturor. Vă e prea cald aici, doamnelor, le zic fetelor. O să deschid o fereastră. Scot iar ciocanul și sparg 8 geamuri. Acum e mai bine, le spun. Vine puțin aer proaspăt. După aia îmi trântesc ciorapii, 3 batiste și un ștergar în ciorbă și le zic: vreți să le spălați și pe astea, dacă tot v-ați apucat de rufe? Și atunci mi-au dat în sfârșit permisul să mă distrez. N-am putut niciodată să-mi dau seama în ce măsură Ștolpe era țignit, dar părerile sale despre util și plăcut nu erau deloc greșite. Și Barbara era nespus de fericită că Ernst mă luase sub aripa lui ocrotitoare și că mă înveselea cu propunerile lui caragioase, care se terminau de obicei în mod ciudat, prin șterpelirea unei sticle de spirit medicinal de la infirmierie. Când am putut să mă dau jos din pat, mi-au dat un scaun pe rotile, căci încă mai eram aproape paralizat și lui Ștolpe îi făcea mare plăcere să mă plimbe peste tot prin împrejurim. Era un lucru foarte practic, mai ales atunci când mergeam la teatru și eram nevoit să stăm la coadă. Ștolpe mă împingea de-a dreptul în sală, apoi se așeza liniștit lângă mine, scaunul era exact cât trebuie de lat pentru 2 persoane. Petreceam ore vesele, lăsându-ne plimbați de vreun nătără oarecare pe străzile elegante din Eger sau Praga, așezați amândoi alături și primind cu surâsul pe buze privirile compătimitoare ale femeilor frumoase. Astfel, într-o seară, am fost invitați la o petrecere foarte chic, la care participau câțiva bătrâni ofițeri de garnizoană, nemți și slovaci. Alături de frumoasele doamne din lumea bună a Pragăi, au fost mișcați aproape până la lacrimi de priveliștea vânătorului în uniformă cenușiu verzuie, cu floarea de colț la chipiu, și tanchistului în uniformă neagră, cu beretă așezată cu chet pe o sprânceană, instalați frățește în același scaun pe rotile. Erau gata să facă orice pentru noi și ne-au umplut foarte repede buzunarele cu tot felul de bunătăți pe care apoi le-am împărțit cu băieții de la spital. Ba, chiar ne-au fotografiat pentru a păstra o amintire despre vânătorul și tanchistul aflați împreună pe același scaun pe rotile. Din nefericire, 2 dintre miloasele doamne ne-au surprins într-o zi când participam la o cursă de scaune pe rotile și Ștolpe nu stătea lângă mine, ci împingea scaunul pe o stradă pustie, alergând cât de repede putea. După această întâlnire neplăcută, n-am mai fost invitat la nicio recepție. Când aveam nevoie de bani și de distracție, Ștolpe telefona prietenei sale, soția unui Standartenführer SS din Nuremberg. Prima dată când a telefonat de față cu mine, a atras atenția întregului birou al poștei, zbierând în telefon. Alo, puicuța mea de lux? Ce mai face ticălosul ălălalt? E acasă? Nu? Blocată în Rusia ai. Mare pagubă. Ascultă-mă, mico, am învățat o poziție nouă, așa că, dacă te interesează, ai face bine să te grăbești, dacă nu vrei să o încerc cu altă găinușă. Dar nu te aprinde așa iute. E o poziție foarte obositoare și dacă n-aduci ceva întăritor, nu merită să te deranjezi. Și mai ales, ține pentru tine porcăria aia de Porto. Ți-am zis mereu că tipul tău s-a lăsat fraierit. Nu vreau să mai văd Porto până nu-l lichidez pe ăsta. Bun, ar mai fi câte ceva de spus, dar nu pot rămâne aici să flecăresc toată ziua. Te aștept la trenul de 2:32. 32, ca pozițiile. Spunând acestea, lăsă receptorul să spânzure de fir, astfel încât din el se auzea în continuare râsete și proteste în vreme ce noi ne îndreptam spre ieșire. Toată lumea râdea pe sumustăți în biroul poștei. Ștolpe se așeză la coadă la unul din ghișee și cumpără un timbru pe care, ieșind, îl lipi pe fruntea unui polițai ce scutură din cap și surâse cu un aer îngăduitor. Spre marea mea surprindere, soția Standartenführerului sosi într-adevăr cu trenul de 14:32, cărând o mulțime de cumpărături de pe Piața Neagră. Ernst petrecu câteva ore cu ea într-o cameră de hotel, apoi o trimise înapoi la Nuremberg, spunând că nu putea să întârzie mai mult timp. Când femeia plecă, întregul salon a făcut o lată cu vinul și tăria pe care ea le adusese. Într-o bună zi, Ștolpe dispăru. Îl expediaseră într-un stabiliment psihiatric special. O săptămână mai târziu, am primit această carte poștală. Fabrica de Dili, Nuremberg, 18 aprilie 1944. Dragul meu Sven, în ce rahat am intrat? Fumatul interzis, ieșirea interzisă. Mă duc la closet în cea mai mare taină, fiindcă mi-e teamă să n-aud dintr-o clipită în alta, că și asta interzis.
Până la masa de seară, mă îndopam sub pat, dar o infirmieră mi-a spus că nu-i interzis să mănânci. Toate ușile sunt cuiate, în afară de aia de la closet, care-i larg deschisă. La toate ferestrele sunt gratii de fier, dar nu știu dacă s-a acolo ca să ne împiedice să fugim sau să ne ferească de atacuri din afară. Un salut frățesc, Ernst Diliu. Iubito! Iubitule! Sven, cât sunt de fericită că te-am regăsit! Mi-ai lipsit atât de mult! Și tu mi-ai lipsit, Barbara. Dă-mi valiza. Am o mașină acolo. Te foame? Dacă mi-e foame, o să vezi. După ce am mâncat, am condus-o la hotel unde a făcut o baie și s-a odihnit o jumătate de oră. Lucru ciudat, n-am profitat deloc de faptul că eram singuri ca să ne aruncăm unul în brațele celuilalt. Ne simțeam atât de bine, așa, sigur de dragostea noastră și aveam atâtea să ne spunem. Restul putea să aștepte. Am luat masa la Potsdam înainte de a merge să ne plimbăm, ținându-ne de mână, pe pajiștile parcului Sanssouci. Un alt raid masiv se învârtea și uruia deasupra Berlinului. Barbara s-a strâns speriată lângă mine, în vreme ce ne uitam la flăcările și fumul care se înălțau de la Neukölln. Val după val, bombardierele survolau orașul și se ușurau de încărcătura lor. Deodată, un lung suspin a scuțit. O mișcare fulgerătoare, am aruncat-o pe Barbara cu fața la pământ și m-am trântit alături de ea. Altă bombă cădea urlând. Cuprinsă de panică, Barbara se ridică dintr-o săritură și fugi pe stradă țipând. M-am ridicat în picioare și m-am năpustit pe urmele ei. Barbara! La pământ, Barbara! Barbara! Alte șuierături m-au făcut să mă arunc într-un șanț. Am încasat o ploaie de bulgări de pământ și m-am ridicat cu greu. După câteva secunde, Barbara dispăruse. Am găsit-o la 200 de metri depărtare, zăcând într-o baltă de sânge. Nu mai vedeam nimic, nu mai simțeam nimic. N-am auzit sirenele urlând încetarea alarmei. O mașină se opri. Un bărbat în uniformă mă lua de acolo. Au acoperit trupul Barbarei cu o pătură. Au dezbrăcat. Un medic vorbi de șoc. O mână îmi lua pulsul, o mână care îmi ținea încheietura cu aceeași blândețe, cu aceeași îndemânare ca Barbara. Barbara, pe care mi-o omorâseră. Comandant de companie. M-am întors la regiment cu gradul de Oberleutnant și funcția de comandant de companie. Von Bering fusese înaintat Oberleutnant și luase comanda batalionului. Din vechea gardă nu mai rămăsesem decât von Bering, Hinca, bătrânul și eu. Bătrânul era acum Oberfeldwebel. Într-o dimineață cenușie și rece, o dimineață tristă și ploioasă, bătrânul și cu mine ne întorceam din linia întâi. Ne apropiasem de sat, mergând pe una din liniile de cale ferată. Aproape ajunsesem la gara de triaj, unde se afla un uriaș depozit de muniții, când am auzit în aer șuieratul binecunoscut. Bătrânul îmi dădu un brânci care mă expedie în tranșee cu capul înainte și dintr-un salt fu alături de mine. Timp de o jumătate de ceas s-a desfășurat unul dintre acele prăpăduri cu care eram obișnuiți. Exploziile se înlănțuiau într-un rin infernal, într-un uruit gigantic de tunete și în concertul de neînchipuit de urlete, șuierături și bubuituri titanice. Flăcări uriașe de o albeață orbitoare plesneau în aer ca șficul unui bici. Lăzile cu obuze aruncate în aer explodau, risipindu-și încărcătura în toate direcțiile. Două vagoane de tren au fost aruncate în aer și au căzut la o distanță de 150 de metri pe arătură. Șașiul unui vagon greu de marfă a străpuns acoperișul unui depou și a căzut nu departe de noi. Două coșuri înalte de uzină se prăbușiră. Unul din ele păru că se rupe deodată din mai multe locuri. Celălalt se aplecă încet și dispăru într-un nor uriaș de fum. Din toate casele presărate pe o mare rază în jurul gării, n-a mai rămas piatră pe piatră. Tăcerea care urma acestui apocalips avea ceva macabru și ireal. Am pufnit. Am scuturat. Am ieșit din șanț și am privit în jur. Mergem, bătrâne? Am mai scăpat odată, nu-i așa? Niciun răspuns. Ambele picioare zdrobite, șoldul stâng făcut terci, umărul la fel. Am așezat pe jos, i-am pus capul pe genunchii mei și am șters fruntea cu eșarfa. Apoi am șoptit. Bătrâne, bătrâne, crezi că reziști până la postul de prim ajutor dacă te duc în spate? Deschise ochii. Bătrânul e terminat, Sven. Să stăm aici și dăm mâna. N-o să dureze mult. Aprinde-mi o țigară, dacă ai vreuna. Am aprins o țigară și am strecurat-o între buze. Fiecare cuvânt rostit îl făcea să sufere.
Când se va sfârși, să scrii soției și copiilor. Auzi, Sven? Știi, placa, un glonț se întâmplă și nu s-a chinuit. Nu-i prea rău de altfel. Doar că mă doare spatele când vorbesc. Să păstrez pipa și cuțitul. Restul să trimiți acasă la mine cu cele două scrisori care sunt în portofel. Rămăsese tăcut un timp, cu ochii închiși și trupul cuprins de convulsii îndelungi. I-am dus bidonul la buze. O gură de șnaps, bătrâne. Încearcă să bei o înghițitură. A reușit să bea puțin și a deschis ochii, murmurând cu caznă. Cel mai rău e că te las singur. Sper să te poți întoarce. În țara aceea mică unde te simți acasă. Mi-ai povestit despre ea. Atâtea lucruri frumoase. După ce totul s-a sfârșit, l-am dus pe umeri, împiedicându-mă și alunecând în noroi, strângând din dinți și plângând ca un copil, în vreme ce sudoarea îmi șiroia pe spate și din gând leș mi zbucnea suspinul răsuflării șuierătoare. Rușii m-au privit uimiți când l-am întins pe un pat pe camaradul mort. M-am întors și m-am apropiat de von Bering. Acum și el mărâi, nu mai suport. Mă apucă de umeri și țipă. Îmi pierd mințile, Sven. De fiecare dată când dau ordinul de atac, am senzația că sunt un măcelar. Plângând în hohote, se aruncă pe un scaun șchiop și își lăsă capul pe mâinile întinse de-a curmezișul mesei. Dumnezeule din ceruri, să se sfârșească odată! Să se sfârșească cât mai repede! Apoi umplu cu vodcă două pahare de apă, până la buză. Luă unul, mi-l întinse pe celălalt, și le-am băut dintr-o suflare. Le umplu a doua oară, dar i-am oprit mâna la jumătatea drumului spre buze. Eric, i-am spus, să lăsăm asta până îl mormântăm pe bătrânul. Noi trebuie să o facem, pentru că era camaradul nostru. După aceea o să bem tot ce ne cade în mâini, dar numai după aceea. Am smuls svastica de pe drapelul în care l-am înfășurat. Strângând curelușa și așezându-mi mai bine casca, împlin privirea peste compania pe care acum o comand. Aici, chiar în fața mea, stătea odinioară sergentul major Edel, mort de febră tifoidă pe front în 1943. În dreapta plutonului 2 stătea bătrânul, strivit alaltăieri, în timp ce bombarda o garnitură cu muniții. În spatele lui, Stabsgefreiterul Iosef Porta, plecat pentru veșnica odihnă, cu pântecele deschis de o baionetă rusească. Aproape de el, Tom degețelul, dispărut, și Pluto, decapitat de o bombă în pădurea Rogilev, Hugo Stege, subofițer, ars și spintecat în tancul său, Asmu Brown, cel mereu vesel, ambele picioare și un braț smulse de explozia unui obuz în februarie 1942, Bernard Fleischmann, dispărut în zona Moscovei după ce evadase dintr-un lagăr de prizonieri de război, Hans Breuer, locotenent de poliție, degradat pentru că refuzase să se enroleze în SS, apoi executat pentru că își zdrobise intenționat piciorul sub șenila unui tank. Aproape de plutonul 5, locotenentul Huber, 18 ani, un adevărat camarad pentru oamenii lui. Amândouă picioarele smulse în aprilie 1943, mort în barajul de sârmă ghimpată, după o lungă agonie, chemând-o pe sora lui, Hilda. Tunarul Kurt Breitning, 16 ani, mort în chinurile iadului după ce un obuz cu fosfor a explodat în mâini, în trenul blindat, în iunie 1943. Micuțul Willy Pallas, veșnic surzător, ucis tot atunci. Ernst Valka, tunar, ai cărui creier împrăștiați mi-au împroșcat fața. Obert Leuthen von Sandra, spintecat de un obuz. Locotenent Bruno Haller, 35 de ani, care a sărit dintr-un tank în flăcări cu fratele său, subofițerul Paul Haller, în brațe, morți amândoi în chinuri groaznice, arsuri cu fosfor, îngropați la Berdișcev, ținându-se de mână. Trecuseră împreună prin lagărele de concentrare și prin batalioanele disciplinare ale lui Adolf Hitler. Se odihnesc împreună în pământul înghețat al stepei rusești. Doamne, dacă existi, fă ca nenumărata armata celor morți să defileze veșnic sub ochii mareșalilor răspunzători. Fă ca tropăitul sinistru de bocanci al soldaților uciși să nu le lase nicio clipă de liniște. Obligă-i să suporte sutele de mii de priviri acuzatoare. Fă ca mamele, surorile, femeile să treacă pe dinaintea lor, aruncându-le în față toate crimele pe care le-au comis ei și ofițerilor de stat major, care au organizat aceste masacre îngrozitoare
pentru a fi pe placul unui mic burghez lipsit de talent, un zugrav pe trei sferturi nebun. Îmi dau seama, cu o tresărire, că sergentul major a venit să-mi dea raportul. Îl salut și iau comanda. Compania a cincea, companie pe umăr, arm. Mișcările oamenilor insuficient antrenați sunt o neîndemânare de necrezut. Majoritatea n-au făcut decât 3 săptămâni de instruire rapidă. Companie la dreapta împrejur, înainte marș, cufundându-ne noroi până la glezne, 200 de bucăți de carne de turn pleacă la drum, spre pozițiile care le-au fost repartizate. Oberstleutnant von Bering și cu mine, pe punctul să ne îmbătăm criță la lumina tremurătoare a unei lumânări, în adăpostul companiei. În fața noastră tronează o grămadă de sticle de coniac și de vodcă, unele goale, altele încă pe jumătate pline. Nervii lui von Bering sunt atât de încordați, încât nu mai poate suporta să fie lucid. Când nu e beat, îl cuprinde o asemenea turbare, încât trebuie să-l legăm pentru a-l împiedica să se rănească sau să rănească pe altcineva. Singurul mijloc să-l ținem cât de cât în frâu este să bem împreună cu el. Hinca și cu mine facem cu schimbul, căci altfel n-am putea rezista cot la cot cu el. Ținut veșnic într-o stare de comă alcoolică, pare aproape normal și gândește coerent. Sven, ticăloșia asta a depășit orice limite. Umple cu vodcă o halbă și o golește de parcă ar fi plină cu bere. Când mă gândesc ce ne-au băgat în cap ticăloșii de Hitler și de Goebbels, mi se pare de necrezut. Oare visăm? Sau chiar e posibil ca o națiune întreagă să înghită și să mistuie atâtea minciuni și contradicții? Ce naiba s-a petrecut cu noi, germanii? Știm cu toții că ne îndreptăm spre iad și am știut-o dintotdeauna. Oare dorim cu toții să ne sinucidem? Oare suntem, într-adevăr, atât de stupizi pe cât părem, atât de orbi și de însetați de putere, atât de proști? Cred că suntem cu toții nebuni. Eu unul știu că sunt. Și nu de ieri, de azi. Von Bering. Îți amintești când Adolf zbiera la radio? Vreau să cuceresc Stalingradul, nu pentru că îmi place numele lui, ci pentru că trebuie să smulgem inamicului acest important centru nervos al traficului fluvial sovietic și voi lua Stalingradul când voi considera că a venit momentul. Și câteva săptămâni mai târziu, după capturarea armatei a șasea, alte zbierete ale micului ticălos în aclamațiile isterice ale tâmpiților de membrii de partid. Când mi-am dat seama că nu are rost să luăm Stalingradul, care n-are nicio însemnătate pentru victoria finală a armatelor noastre, am dat ordin de retragere temporară. Oamenii au răspuns la discurs cu ovații, dar 180.000 de oameni n-au putut fi retrași de la Stalingrad, nici măcar temporar. 180.000 de oameni nimiciți în bătălia pentru Stalingrad, orașul fără însemnătate. Așa i-am răspuns. Noi vedem foarte limpede înșelătoria. Dar ce poate face un regiment disciplinar împotriva 60 sau 70 de milioane de papagali flecari care nu văd nimic pentru că nu vor să vadă nimic? Mai bine moartea decât pierderea războiului. Asta spun ei azi, când războiul e deja pierdut. Dar ceea ce gândesc este, mai bine să moară alții decât să pierim noi. La Berlin am auzit o femeie spunând că de-ar fi să rămână un singur regiment pe front, Germania tot ar câștiga dacă ar fi regimentul SS Life Standarde. Femeile sunt încă și mai rele, mârâi von Bering. Să ne apere domnul de femeile fanatice. Să se ducă dracului totul. Hitler a pierdut războiul. Ăsta e un fapt. Dar dacă vom vedea, tu și cu mine, ziua glorioasă a prăbușirii, asta e cu totul altceva. În curând, va fi rândul nostru să intrăm la apă. E caragios să trăiești cu speranța de a vedea totul prăbușindu-se cât mai curând. Să bem, Sven! Asta ne-a mai rămas. Să bem pentru următoarea întâlnire cu o fată frumoasă, chiar fanatică. Totul e să știe meserie. Așa-i. Odată culcate pe spate, toate-s la fel. Dacă măcar ar putea să discute despre ceva. Dar n-au știut niciodată altceva decât să se lase pe spate și să spună amin la orice le propui. Ai întâlnit vreodată o femeie care să aibă păreri personale? Ne-a întrerupt soneria telefonului de campanie. Eram anunțat că urma să fiu trimis la Lvov pentru a prelua 40 de prețioase care de asalt. Ultimele, poate, pe care armata le putuse aduna? A trebuit totuși să amân călătoria, căci rușii au ales momentul acela pentru a trece la ofensivă și ne-au hărțuit fără întrerupere întreaga săptămână ce a urmat. Într-o zi, von Bering intră în adăpostul meu făcându-și rondul de control.
Rămas o clipă nemișcat, privind în jur cu un aer posac. Apoi spuse, m-am săturat până peste cap și ieși ca un nebun. M-am grăbit pe urmele lui. Luase rachete de toate culorile și le trăgea una după alta, astfel că artileriștii noștri erau pe semne teribil de încurcați. A trebuit să-l înșfăcăm, să-l legăm, să-l ducem în adăpost. Striga fără întrerupere, cu o voce spartă, tremurătoare, privind drept în față cu ochii holbați de spaimă. O spaimă pe care doar el o simțea, dar căreia îi puteam ghici profunzimea. La ordinele dumneavoastră, maestate! Maestate Hitler! Ha-ha! Oberstleutnant von Bering din regimentul morții de serviciu în iad. Asasinul von Bering s-a prezentat la raport, maestate! Maestate Hitler! Ha-ha! Mi-am înfundat degetele în urechi să nu-l mai aud râzând, dar când am văzut că era gata să provoace o panică generală printre cei din adăpost, care se uitau la el fascinați, mi-am adunat tot curajul și l-am lovit. De acum înainte, nu mai rămânsesem decât doi. Hinca cu mine, von Bering, atât de tânăr și de bun, care odinioară ne sprijinise împotriva porcului de Maier, cedase încordării și presiunii permanente. Câtva timp după aceea, în timpul unei scurte călătorii în misiune de serviciu, Hinca și cu mine ne-am oprit ca să trecem pe la spitalul de boli nervoase ale armatei, unde fusese transferat von Bering. Legat de pat, zâmbea prostește și nu ne-a recunoscut. Saliva îi curgea pe bărbie și chiar pentru noi, prietenii săi, spectacolul era dezgustător. Vizita aceasta ne-a zguduit atât de tare, încât atunci când am ajuns în tren, am rămas mult, mult timp fără să rostim un cuvânt. În cele din urmă, Hinca râse nervos. Nu, râse disperat și declară, nu suntem atât de duri pe cât vrem să fim, nu-i așa, Sven? Am oftat. Nu, a fost îngrozitor. Dacă unuia dintre noi i s-ar întâmpla așa ceva, promitem să facem unul pentru altul ceea ce trebuie. Am pecetluit înțelegerea cu o strângere de mână energică. Sfârșit.